Ultima vreți să te uiți. Ia. Cum crezi că nu mă uit? Ia uite eu. Știam că începe de la ușă că mă uit la astea de tale. Ești nebun la cap. Și nu te-am mai surprins. Toată România s-a uitat la cuvele. Sunt pregătit să jur și eu pe cineva, să vorbesc de rău pe cineva. De ce? Păi ca să vreau să fiu viral. Vreau să fiu viral, frate. Nu mai vreau. Vreau viral. Ești pierd viralitate. Bă? Da. Ce? Ia uite, bă. Ce, mă? Asta de când mă uit eu la ele? Ești nebun la cap? De când mi-ai arătat proiectul? De când am zis că e cel mai tare podcast? Da. Mă refer așa cum arată studioul, cel mai tare. Da. Îți place, nu? E, da. E, poți să închizi aerul la un moment dat, nu? Că da, mă. Sunt minus 10, minus 10 grade, am venit dezbrăcat eu. Dacă ai zis că vrei aerul aici? Am venit în pantaloni scurți. Unde stau eu? Unde stau eu? Aici? Da. Cum da ce energie ai, bă? Mamă, frățioare, fii atent. Te pup, Spic. Să stau și eu bine. Uite, mă, vezi ce frumos ești? Eu, sincer, nu mi se pare că-s frumos, dar mă bucur că e frumos aici, la voi. Păi, cum nu ești frumos? Ia uite-te. Nu, eu tot nu sunt frumos, dar îmi place la voi aici. Bă, dar tu ești mai mic ca Velea? Nu. Ești mai înalt ca Velea. Eu nu știu dacă. Păi tu ce înălțime ai? 1,70 în cap. Și a, Velea are 1,73. Ai zis tu acum, deci ba da, ba da, nu mă gândeam. 1,73. Jur că n-ai știut, ai băgat da, așa ca să pare mai mic. Știam, dar bine, cred că are 1,73 cu Balenciaga alea în picioare. E tot cam pe acolo. Păi văd cum, da. Cum ești. Da, da. Dar Velea ocupa aici mai mult, adică aici era un pic mai, știi ce zic, Velea era așa, un pic mai aici. L-am văzut pe ăla cu Velea. Da? Și? Da. Cum? Am fost fier pe ăla cu Velea. Înainte când o intrați, o vorbi frumos de tine. Da? Da. Dar pe cameră n-a dat drumul să zică și el o vorbă. Nu, că se terminase deja. Prieteni, n-ar zic, nu că ar zice ceva de rău. M-am uitat la ăla cu Velea și m-am gândit în felul următor. În timp ce m-am uitat la ăla cu Velea, am zis, bă, podcastul ăsta doar Spic putea să-l facă. Adică ați vorbit despre niște lucruri. Știi că Velea, nu știu dacă, că n-am... A, bă, da, am mai fost la Gicu Gojira, am mai fost în niște locuri. Da. Că l-am văzut da. Și acolo. Bă, ce podcast a făcut el cu tine, doar tu puteai să-l faci. De ce? Pentru că era genul de... L-ai stârnit într-o zonă, în zona aia de, bă, cum a fost, cum a început, cum a pus primele cărămizi, pentru că ați fost împreună. Ah, ok, da. Adică prin prisma relației da, pe care prisma da. Relației pe care o aveai. Da. Și prin faptul că tu știai multe lucruri, dar ai fost alături. Spuneai, mai ești cu tare. Bă, mi s-a părut extraordinar podcastul. Serios? Cu Velea. Da, mi-a plăcut. Tu nu știi, eu nu ți-am povestit niciodată povestea cum am plecat cu el, ce am făcut, istorie prin concert. Așa frânturi știu de la tine, frânturi. Dar multe lucruri din astea mici, mi-a plăcut, de exemplu, când mi-a zis că respectul pe care el îl poartă, de exemplu, Andrei Adam, știi, care era cunoscut înaintea lui și că la nu știu ce melodie a dat și el da, la Selecta, da. Așa, la Selecta și că după aia l-a luat, spre deosebire de Analescu, care nu-l luase în niciun cântare, niciun concert, știi? Păi da! Da, nu, cum mă gândeam de Analescu, că tu știi mai bine. Un pic. Și așa e răutăcioasă? Nu. Nu cred că a fost bine sfătuit atunci. Adică nu știu, habar n-am cum, de ce nu l-a luat sau ce. Da, că și mie mi se pare că nici era, nu era așa mare atunci. Bă, când a făcut cu Velea sau era, ba da, era mare. Bă, era mare. Era mare, cred că eu acum mi-e greu să identific perioada. Eu știu că la un moment dat ea cât a fost cu Irinel Columbeanu, băiatul ăla a pompat foarte mult în cariera ei, în tot ce înseamnă carieră. Da. Da. Oleu, dar eu am fost cu Irinel Columbeanu, eu nici nu mai știu. Ea se gândește-te că se dădea discul de aur pe CD-uri vândute, se vindeau fizic CD-uri. Da. Și ei atunci au făcut un concurs în care au zis că nu știu cum răzuiai sau nu știu ce și puteai să câștigi o Dacie. CD. Și au luat discul de aur. Au cumpărat. Băi, stai mă puțin, de marketing, nu e ca și cum, adică au făcut un giveaway. Ce mare lucruri. Da. Nenorociții, animalele, adică ce au făcut? Da. Au făcut un giveaway pe vremea aia, frumos. Așa se făceau pe vremea aia giveaway. O mașină, da, frumos, cu tare, dacă cumpărai CD-ul. Aveai șansă să câștigi, adică se întâmplă în toate supermarketurile astăzi, dacă cumperi de rafturile da, aia, da, bravo, bine, da. Eu nu cumpăr decât de rafturile mai aici, nu pot dacă e un raft mai sus, dar ideea este, sper să pună premiile mari aici, dar ideea este că, asta vreau să spun, că da, era mare, era cunoscută prin aceste campanii de și marketing zi, pe care le făcuse. Și că nu a fost făcuse. Fătuită cum trebuie. Da, nu știu de ce a decis ea atunci, nu mi se pare ceva, o decis, doamne, ce nenorocită, că n-a luat la nu, mă, dar mod normal să ia, dacă ai fit cu cineva, le iei după tine, mai ales dacă te duci pentru promovarea piesei. Nu știi ce s-a întâmplat. Da. Adică nu știm, adică poate, nu știu, poate Velea arăta foarte bine și Irinel era gelos.
Dau un exemplu. Zicea, bă, nu iei acum pe toți cu care cânti, pleci așa în turneu cu lunile sau cu săptămânile pe în țară. Habar n-ai. Nu, dar nu mi se pare adică o decizie, bă, ce nenorocire. Mi s-a părut tare faptul, nici măcar că l-a luat Anda să cânte în concert. Ci că oamenii s-au amintit el. Ci că el își amintește și că îi poartă respect Andei, pe care de multe ori uităm cât de mare e. Da. Eu pe Anda, da, m-am văzut-o performând, cântând, da, la o petrecere de acum, înainte de pandemie. Știi că este... Înainte și după. Da, ca Iisus Hristos, știi, înainte de pandemie sau după pandemie. Da. Deci, înainte de pandemie, așa. Da, înainte de pandemie, am văzut-o cântând la o petrecere de la... Primăria Sectorului 2, nu la Primăria Sectorului 2, la Centrul Cultural Mihai Eminescu a organizat o chestie. Așa. Eu am fost acolo prezent pentru că a organizat o petrecere de Crăciun, pe care organizează ei în fiecare an, și au făcut acolo niște chestii, niște licitații, niște așa, făcute pentru cauza asta cu spitale publice din bani privați pe care o administrez și o am inițiat-o eu. Și au strâns bani. Eu de-aia eram în sală. Și Anda a venit să cânte acolo, gratis. Tot așa, ca să trețin atmosfera. Toată lumea era cumva unită în spatele acestei cauze a mea. Băi, frate, și am văzut-o pe Anda Adam cumva cântând live într-o sală din asta de festivități. Băi, extraordinar. Băi, de frățioară. Ce stai, mă, nu râde. Băi, nu vă dați seama, adică nu vă mai dați seama, știi? Băi, Anda Adam face atmosferă de mori. Adică Anda, da, mă, dar e normal. Anda, nu știu dacă e normal. Ba da. Ba nu. Păi ba da, bă. Nu știu dacă faci tu. Eu jur, dacă, deci tu care, cred că dacă stau să mă gândesc că ai melodii mai noi care au lovit, da, acum mai nou. Dar nu-i din melodii. E din experiența de scenă. Băi, Anda Adam e Dumnezeu, mă. Bă, Anda Adam, de jur, bă, cuvântul meu nu mă râde ca prost, că tu pare că râzi, că nu e așa. Ba da, băi, tu bine, ascultă-mă, că ține asta așa să mă concentrez, așa. Iată, concentrează-te că să-ți dau sunetul pe aici. Deci, Anda Adam, bă, a făcut o atmosferă acolo, bă, am văzut un profesionist pe scenă, bă, în primul rând știam o grămadă de melodii și credeam că nu știu. Păi că ești vechi. Care e camera mea? Care e camera mea? Aia e, mă, da. Aia e, fii atent, deci uitați-vă la mine, vi se pare că nu știți melodii la Anda Adam, știți toate melodiile, deci dacă mergeți la nostalgia, la aia, până melodii mai noi, băi, știam toate melodiile, bă, Anda i-a ridicat pe toți. Bă, dacă n-au dansat toți, primari, viceprimari, oameni care voiau să fie primari, viitor, băi, da. Bă, au dansat toți. Da, mă, pentru că are, pe lângă are hiturile alea vechi, are și experiența de scenă. Treaba asta n-ai cum să o înveți, trebuie să o practici. Experiența de scenă, de live și de entertainment, de performing, îi de că trebuie să faci. Da. Că făcând te lovești de diferite situații, știi, adaptezi. Asta vreau să spun, că la podcast, că asta mă întorc. Da. Uite, de exemplu, am văzut asta, respectul pe care îl poartă Alex Velea, Andrei Adam, știi? Da. Da. Foarte tare. Păi tare, că știu că el, dar practic așa s-a lansat. Că el... E tare că ține minte și că menționează în felul ăsta. Păi ce, mă, dar în ziua de azi, că ți se pare ceva nasol, gen să nu mai ții minte, să uiți de unde ai plecat? Nimeni nu uită cu adevărat, toată lumea cumva știe. Da. Aleg să-și reprime chestia asta, că poate îi deranjează cum au plecat. Da, aleg să-și reprime sau nu menționează live, adică nu o menționează efectiv. Păi da, dar eu așa și vreau să mulțumesc cu tare. În sintagma asta, gen, că ai uitat de unde ai plecat, tu crezi 100%? Pentru că, până la urmă, real, dacă... Cred? Păi nu, real zici, real ar trebui să uit că de asta am plecat. Depinde cât de rău e. Acum, dacă intră, mamă, ce Freud e aici. Nu. Deci fii atent. Acum depinde cât de grav e ce ai făcut. De ce ai plecat? Unde ai plecat și poate chiar vrei să-ți reprimi. Adică sunt oameni care știi că îți reprimi anumite chestii în copilărie. Adică dacă ajungi la nivelul ăla, bă, vrei să-ți reprimi de unde ai plecat. Dar... da, în general, înțelegem de ce e folosită această sintagmă și adică cum... Be humble. Da. De fapt, cam asta e. Să fii umil, modest. Da. Da. Be humble, paid back, paid forward. Adică sunt și astea, știi? Bun, cum am plecat eu? Păi eu am plecat că 2-3 băieți s-au uitat în spate și au zis, mi-au întins mâna, bine, la mine se uită în jos, nu în spate, deci în jos, s-au uitat în jos și mi-au întins mâna și au zis, vină încoace. Sau, știi? Da. Ceea ce poate trebuie să faci și tu. Bă! Poate trebuie să faci și tu.
Poți să-mi zici, de ceasul ăla? Sau n-ai voie? De ceasul ăsta, da, pot să spun că e un ceas care nu e doar... Deci nu contează banii, nu, asta e... De bani și de asta este un ceas care înseamnă, știu că eu tu știi și de asta mă întreb. Da. E un ceas care pentru mine înseamnă mult, chiar dacă nu e neapărat o chestie financiară, este... Păi nu cred că e o chestie financiară pentru tine. Este, da, în sensul că nu e foarte scump, în sensul ăsta, nu doar că pentru mine nu e. Nu e un ceas extrem de scump, cum sunt ceasurile alea care chiar... da, este un ceas pe care Ilie Năstase l-a câștigat la Wimbledon. L-a câștigat în sensul în care Rolex fiind sponsori la multe turnee așa, și în ziua de astăzi sunt sponsori, dar pe vremea aceea dădeau niște ceasuri de la, nu știu, de la semifinale încolo, de la, nu știu, de la cutare. Și cred că Ilie Năstase are ceasul ca acesta, vreo 5, 6, 7, 8, nu știu câte are. Cât a dat Rolex, atât are și el. Că el tot timpul, adică a prins măcar semifinală, semi-ceva acolo, adică nu era în turneu final, se ducea până departe, dacă nu câștiga. Și este un ceas pe care m-am uitat eu după aia, din 76. Păi scrie pe spate. Da, scrie pe spate. Deci să înțeleagă oamenii, pe spate e gravat 1976, Wimbledon, Ilie Năstase. Mi se pare... Așa a fost într-o semifinală la dublu acolo, pe care a pierdut-o. Deci, practic, pentru el nu e unul din alea, nu e când am câștigat finala la simplu, știi? Da, atunci ar fi contat pentru el mai mult, bănesc. A dat cadou unui prieten bun, de ziua lui de naștere, și pe care fiind prieteni între ei, iar acest băiat, acest om deosebit, s-a stins din viață acum câțiva ani. Și înainte să se stingă, mi l-a lăsat mie. Deci, practic, pentru mine înseamnă și faptul că este un ceas câștigat de o legendă ca Ilie. Pentru mine, și cu un cadou de la prieten. Dumnezeu pe pământ pentru noi, pentru România, și mi se pare extraordinar că îl avem și că putem să vorbim cu el, să ne povestească chestia. Adică mie, personal, Ilie Năstase mi se pare un izvor nesecat de cunoștințe, de experiențe, de ceva. De ce Ilie Năstase, punct. Și faptul că el i-l-a dat lui Dan Fischer. Da. Și că l-ai primit cadou de la prietenul tău. Da, și e cumva... Dar de ce-l porți? Păi ce să fac cu el? Să-l pun într-un safe la o bancă și să nu mai... Nu un safe la o bancă. Asta e o valoare așa. Și unde îl pui? Îl concret. Ții acasă, îl pui, îi faci o cutie, un acvariu din ăla mic și îl ții... E o valoare, deja nu mai e... Îi faci o cutie și zi unde o pui. Continuă-ți ideea. Îl pui pe perete? Adică... Da. Îl pui pe perete. Îți faci un loc. Mă gândesc că mai e lucruri de valoare, gen din astea... Ok, nu valoroase ca bani neapărat. Deci eu ți-am mai zis, ceasul ăsta reprezintă un moment care s-a întâmplat în istorie. Deja nu mai e ceas. Dar este, din punctul meu de vedere, ceasurile sunt făcute să fie purtate, mașine să mergi cu ele. Unele. Adică, după ce treci prin niște din astea, eu zic să nu adică mai porți. Poate cumva, poate ce? Poate îl strici. Nu-l stric, că în primul rând îi fac revizie. I-am făcut tot de curând. Nu știu cât timp. Okay. 2 ani. Deci îl trimit tot timpul la revizie. Și mi-l curăț aia, mi-l racordează. Nu știu ce fac aici, doamne iartă, mă fac acolo. Da, îl trimit la revizie. Adică nu-l stric, îl țin tot timpul. Bă, da, fii atent. Da, zi. Ca să înțeleagă oamenii. Că tu până... Noi de când ne știm? Da. Nu știu. Cum nu știi? Stai, de fapt, acum că m-ai întrebat, pot să spun, noi ne știm, eu te-am văzut pentru prima dată live, la filmările de la Selfie 69. Nu știu dacă tu ții minte, dar eu știu. Te-am spart. Bă, da. Te-am spart. Acolo ne-am văzut noi prima oară live? Da. 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 Că tu aveai dacă scena aia, o arunca cu apă. Da. Da. Bă, ce-am uitat, bă. Bă, eu eram bărbat 5 și tu erai bărbat 3. Bărbat 3 eram eu? Da. 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 Ai înțeles? Dacă vrei să te căsătorești cu mine, să știi că îți aduc chiar și luna de pe cer. Asta era replica ta. Și tu? Auzi, baby, zi-mi și mie. Ai salvat cumva un panda, ai pictat cumva o sinfonie. Să te admir și eu acolo. Altfel, jucărioara aia ta drăgălașă o au toate celelalte. Crede-mă, am verificat. Și îți dădea cu apă pe față. Eu? Ia! Ia, mă, cum tu? Eu zic, m-am obișnuit eu. Și după aia, pac, și eu, știi? Adică vreau să le stropesc eu, dacă se poate. Nu, m-a stropit. Te-a stropit ea. Deci acolo ne-am văzut noi prima oară? Da, eu așa zic.
dacă cred, greșesc, nu mai știu. Nu, eu nu mai știu. Dacă înainte și nu mi-amintesc, eu atunci mi-amintesc selfie 69 filmare. Că eu n-am amintire așa din trecut. Să cineva să vadă când a apărut selfie 69 în ce an, probabil 2017. Nu, ei, 2017. Selfie 69. Selfie 69. E al doilea selfie, da. Să apară pe piață, deci eu vorbesc când s-a lansat. Și de la lansarea lui selfie 69, înainte cu un an, cam așa. Selfie 69, ia. Vorbim de filmări, nu vorbim de lansare. Ia vezi, selfie 2016. S-a lansat, deci 2015. A, și cum am exagerat eu cu 2017? Bă, ești nebun. Deci 2016, spui tu, că s-a lansat. Deci în 2015 ne-am văzut pe platouri. Nu ne-am prietenit, dar ne-am cunoscut acolo. Da. Erai tu, era Radu Vulcan. Știu. Era Peter, un cântăreț. Peter Pop, da. Așa. Și eu. Mă știu, păi și mai era unul. Parcă mai era unul. Păi dacă erai bărbat 5? Bărbat 5, da. Da, și mai era un domn. Fodor. Nu. Nu, că Fodor a jucat rol principal, nu nepoți ca noi. Da, nu, nici principal, da, știu ce zici. Dar tu ți-ai luat bani pe rolul ăla? Nu, ce mi-am luat. Eu. Da? Păi tu erai vedetă. Ei, eram un căcat. Da. Mi-am luat 700 de lei. Bun. Da. Bun, 2016 s-a lansat. Da. 2015. Bun. 700 de lei, da? 700 de lei, foarte bun. Eu personal nu am luat nimic, eu eram la școală, făceam școală de actorie atunci. Ah. Eram la școală, în cadrul așa, urma să fac două lozuri, primul meu film cu școala, da? Și mi-a obținut acest rol Chișu, Dan Chișu, care acum mă gândesc și-o fi luat 700 de lei, Dane, ai luat 700 de lei, adică i-ai luat tu, că... Dai seama. Da, eu fi luat Dan. Eu, acum fără glumă, eu uite că m-am lovit și de asta. Acum fără glumă, eu îi mulțumesc, dai seama că eram fier să joc, să deci practic. Aia a fost prima ta apariție într-un film? Da. În selfie 69? Da. Și la mine la fel. Da. Eram făceam școala de actorie și îmi doream meciuri, că eu eram în cantonament, eu mă antrenam zi de zi, jaloane, da. ale, dar nu aveam meciuri, știi? Aveam, jucasem niște amicale. Dar de la ce ți s-a luat? Ți s-a aprins treaba asta cu actoria? Îmi plăcea mulți ani fără să-mi dau seama acest produs finit care se numește filmul. Da. Și la un moment dat stăteam alături de Dan Chișu și îmi povesteam, noi prieteni, nu știu, și el îmi povestea, uite scenariul ăsta, el îmi povestea efectiv ca pe o poveste, niște scenarii pe care le avea așa. Și eu zic, mamă, tare asta. Și asta când se face? Și zicea, băi, stai un pic, că nu pot să le fac pe toate. Eu am toate scenariile astea, n-am... Și eu spui, cum poți să faci pe toate? Da, unele sunt de sertar. Unele sunt niște scenarii de sertar, vor rămâne, sunt practic la mine în sertar, vor rămâne acolo. Da. Și mie mi s-a făcut milă de aceste scenarii de sertar. Am zis, cum adică sunt niște scenarii care rămân în niște sertare și nu vor fi făcute? Zic, salvez eu unul. Salvez să eu nu moară, unul. Da, să nu rămân acolo. Zic, bă, unul din scenarii va vedea lumina zilei cu bine. Și a zis, Dan, bă, uite, unul dintre ele, te ajut și eu să-l faci. Și el a zis, cum mă ajut? Și a zis, jumate-jumate. Punem bani jumate-jumate. Și el a zis, bă, extraordinar. Și a scos ăsta, care îmi plăcea mie cel mai mult, București non-stop. E un film extraordinar, vă rog să-l căutați. O să vă placă, nu o să vă pară rău. Este și pe Netflix. Cred că este și pe HBO Go. Nu, dar sigur e pe Netflix. Sigur e pe Netflix. Căutați-l acolo, București non-stop. Ale primul tău film ca producător. Da. Ca și coproducător, da. Și el a scos București non-stop, mi l-a arătat, mă rog, povestea așa, știam povestea, am vorbit de el ca proiect, uite cine ar juca, ce așa, nu știu cum, cu tare zic, bă, da. Și a fost o chestie mișto, că Dan Chișu mi-a zis, bă, fii atent, filmul costă 200.000 la ochi, zic eu. Și eu zic, bine, pun eu 100.000, tu pui 100.000. Și el zice, bine, fii atent, două lucruri. Unu, fă-ți companie de producție film, ca să bagi banii în compania ta și compania ta împreună cu a mea să facă așa. Lucru care a fost bun, știi, că n-am creditat doar într-un fel pe el sau compania lui, ci mi-am făcut compania mea care există de atunci, se numește Watch Me Production și a făcut și... De la Watch Me? Da. De ce? Mi-am vândut niște ceasuri ca să o fac. Da. N-aveam bani necesari. Watch Me. Da. E un Watch Me, adică privit-mă, dar eu știu și simbolul e un ceas. Pentru că eu mi-am vândut niște ceasuri și niște ceasuri scumpe, cu adevărat, nu astea care am rămas sunt niște ceasuri normale, zic eu. Aveam un, printre ele, cel la care mă mai gândesc așa noaptea și când mă mai frăsuiesc în pat și mă ia transpirație,
un Audemars Piguet din aur roze, Royal Oak Offshore Tourbillon. Cât costă ăla? Păi și unde le-ai vândut? Nu mai țin minte cât să se uită lumea, că e Audemars Piguet din aur roze, Royal Oak Offshore Tourbillon, cred că e 150.000. Băi, ești nebun la cap? Cred. Doamne ferește. Nu mai țin minte. Și nu mai țin minte și cât am luat pe ele exact. Audemars Piguet Royal Oak Offshore Royal Offshore Gold, da. Rose Gold. Rose Gold Tourbillon. Foarte important acest ultim cuvânt. Stai. Tourbillon. Ce? Mă rog, zi-mi așa ce ai găsit. Asta? Da, doar mă rog, așa ceva, doar că al meu era fără cureaua, nu era din aur, ci din piele. Bă, da, de ce așa scumpă asta, mă? Păi Audemars Piguet, e o marcă scumpă, orice marcă care se respectă din astea mari fac turbion, turbioanele scumpe peste tot la orice marcă, nu contează ce, de exemplu, Rolex nu că care turbion. Ăla e. Ăla? Nu, ăsta. Ăla e, exact ăla e. Da. O fie a tău. Da. Cine știe? 542.000 de lei. Ok. Deci înseamnă 100 și puțin. Și asta este second hand? Se vinde acum second hand, nu? Da. Stare foarte bună, purtată de la urme așa, cutie originală, documente disponibile imediat. Ok. Asta ești nebun? Deci eu, așa e. Deci cred că e 150.000 nou și cred că l-am vândut cu 90.000. Asta se vinde acum cu 105. Da. Tot da. Așa, purta, că nu se mai face modelul exact ăsta. 100... Bun, dar nu, da, mă rog, așa. Deci revenind, de-aia nu mă întoarce mi production, pentru că părinții mei mi-au zis succes. Înțelegi? Ah, nu te-o ajutat. Nu, că le-am zis, domnule, vreau să fac filme, să fac bine. Da, da, da. Înțelegi? Da. Și am zis, bă, ce să fac? Și am vândut niște ceasuri. Am vândut vreo 3-4 ceasuri să-mi fac un pool de așa și am zis, bă, asta e, mă apuc de filme, nu mai ce ceasuri, ce alea, așa cu tare. Am terminat și am vândut niște ceasuri și am făcut această companie Watch Me, o am numit-o Watch Me, pentru că e cumva lucrătinit, dar e așa, da. E tare. Eu știu că e făcută din niște ceasuri și am pus în compania mea Watch Me Production și m-am alăturat lui Chișu. Și Chișu a zis în felul următor, zice, bă, vreau să spun o întrebare înainte să pornim la drum. Acest film și toate cele pe care le vom mai face împreună, tu le faci ca să fuți? Și eu am zis nu. Și el a zis nici eu, ca să știi. Adică niciunul dintre noi nu începem cu din alea, cu actrițe, cu să le... N-ai zis nimic. A zis, bă, nimic. În orice altă parte. Ai nu în film, nu cu actrițele din film, nu cu nimic. Da, da. Și a zis, da, asta la fel gândesc și eu. A fost mișto întrebarea lui. Și am pornit și am făcut acest București non-stop, din care el a evaluat la început că o să coste 200.000 și mi-a zis, pune deoparte că vreau să știu că e ai. Așa? Da. Și a costat ceva mai puțin și mi-a spus, uite, a costat mai puțin, eu mai am două filme în postproducție care nu-s gata. Una se numește Deja Vu și unul se numește YouTube Bazar. YouTube Bazar, cred că găsiți pe Netflix, acum vedeți YouTube Bazar, că e foarte bun. Dar nu, eu l-am văzut, parcă era pe YouTube. O fi fost și pe YouTube, dar acum ești pe Netflix. Da. E mai ușor, e mai bine, e mai ușor să... Da. Nu știu, dar pentru cei care aveți Netflix, uitați-vă la YouTube Bazar pe Netflix. Ideea este că el mi-a zis, bă, uite, poți să... În loc să-ți cheltui 100.000, cheltui cam, mai știu, 80. 20 poți să te oprești, să nu mai cheltui, sau poți să-mi dai mie și în loc să intri într-un film partener, intri în 3. Da. Eu sunt la postproducție, cu alea semi-blocat. Da. Și a zis, bă, eu oricum mă setase încă 200.000 și așa a zis, bă, produc 3. Ce? Cât de... Asta e, știi? Și ți-ai scos banii, nu? Niciodată. Niciodată. Hai pierdut ceasuri. Da, dar în general în filmul românesc nu știu cum să folosesc timpul ăsta, se pierdeau bani. Se pierdeau bani. Dar de ce să pierdeau și acum nu se mai pierde? Pentru că datorită ușor... ultimilor 5 ani, să zicem. Datorită... În ultimii 5 ani au mai apărut filme care au avut succes și... Datorită ultimilor ani am început să creăm, și mă bag și pe mine în pulul ăsta, am început să creăm o industrie. O industrie care să devină un business, o operațiune cât de cât fezabilă, știi? Înainte se pierdeau bani. Dan Chișu săracu a pierdut o avere în toate filmele lui. Adică lucrând tot timpul fără stat, filme independente...
Mamă. Făcând treaba asta și a pierdut o avere. București non-stop, săracul, a avut și un destin tragic. Noi l-am lansat, să zicem, miercuri. Da, miercuri a fost lansarea și vineri intra în cinematograf. Iar vineri era prima zi în full în care puteți să-l găsești în cinematograf. Între miercuri și vineri, joi, a fost colectiv. Bă. Ai înțeles? Și noi nu mai aveam cum nici să-l oprim, gen, bă, numai noi scoatem și revenim peste 3 luni. Nu, eram, intra cinematografele, distribuitorul, tot, n-aveai ce să mai faci. Voi sunt destuleze, iar pe Facebook se scria, nu mergeți la film, nu mergeți la concerte, nu faceți nimic, respectați memoria oamenilor, nu știu cum, nu știu ce. Adică eram, efectiv, asta ne-a fost soarta. S-au închis cinematografe, s-a închis Patria, Scala, Studio, nu știu cum, deci s-au închis unele. Asta a fost, deci asta a fost destinul București non-stop. București non-stop, film pe care apoi l-am pus pe YouTube și a avut cele mai multe vizualizări, mă știu, 1-2 milioane de vizualizări, film de lungmetraj pe YouTube. Asta a fost destinul lui, nu-mi pare rău. De câte ori am făcut un film mai mare, a venit o nenorocire mare peste România. Când am făcut Miami Beach, a venit această pandemie. Când am făcut Miami Beach, adică, n-am putut să mă bucur de roadele. Adică, cum eu aștept să fac Miami Beach 2, vine Războiul al Treilea Mondial. Vă spun de acum, ca să știți, când vedeți că anunț vine Miami Beach 2, vă pregătiți buncăre asta, adică Codin scoate film și ceva vine. Adică, ori zombie, ori apocalipsa zombie, adică vin cu zombie, încă nu mi-e clar ce vine. Stai așa că trec de la una la alta și nu contează. Vreau să zic atâta lucru că momentul care a fost colectiv și care lumea a ieșit în stradă, țin minte că eram cu Chișu, ieși și noi în stradă, dar noi nu eram la demonstrație, noi eram efectiv așa siderați, eram în stradă și am văzut sute de mii de oameni în piața Universității, întinși până la Unirii, așa, da. Toți așa urlând spre Intercontinental, unde se întâmpla ceva, unde nu știu, dar toți erau așa, sute de mii de oameni orientați așa și în spate, pe cocor, rula trailerul de la București și noi eram gen, întorceți-vă puțin. Un pic. Un pic așa. A, uite un film bun, după poate merge mâine. Cu nenorocirea. Uitați-vă sus, București non-stop. Da, eram efectiv reclama noastră aici, luminoasă, tot trecea trailerul cu tare, se întâmplă lucruri și sute de mii de oameni care erau muie sau ce strigau, nu știu. Da, au fost nenorocire atunci. Da, stai, de la asta și ce am vrut să zic? Am vrut să zic că la... Am avut o ședință de marketing și distribuție cu distribuitorul, care distribuitorul ne-și partener, și eram la o ședință. Eu, Jesus del Cero, Anca Truță, distribuitoarea, Matei Dima, nu știu cum. Și vorbeam de când când lansăm melodia lui Chilafon. Era gata filmul, da? Da. Când lansăm aia, când intră în cinematografie. Și eu stăteam așa și zic, Codin, ce ai? Zic, bă... se apropie Războiul al Treilea Mondial sau ceva. Exact acum când lansăm noi, uitați-vă pe asta. Și cum adică? Și atunci erau niște chestii cu Iranul, dacă ți-mi minte. Da. Exact atunci stătea să se dea niște rachete cu Iranul. Și eu eram, mă uitam pe situația mondială și am, bă, nu vreți să mai stăm un pic că începe al treilea. Pă, potolește-te, n-a început aia, n-am simțit exact ce începe, dar... Da, a început, pandemia. A început pandemia. Păi, dar cât a fost Doar 3 săptămâni? Da. Trei săptămâni, am avut în cinematograf. Ce vrei? Asta n-a fost destul. Da, uite, dar e un film de succes totuși. Da. 550.000 s-a propagat de bilete în 3 săptămâni. 550.000? 550 și nu știu cât, că nu pot să țin minte peste. E record. Da. E record la modul, nu că am bătut filmele românești, că nu există, restul sunt, nu știu, cel mai mult a vândut Five Gang 320.000 sau ceva de genul ăsta. Deci aproape dublu. Iar un film de succes are 4 luni în cinematograf, noi am avut 3 săptămâni. Deci noi în 3 săptămâni am aproape dublat numărul 2, care e așa. Dar noi mai comparându-ne cu filmele românești, în topul filmelor văzute în România, americane și cu tot, noi suntem pe numărul 8. Băi. Deci Avatar 1, nu știu ce, că nu le știu pe de rost, noi pe 8, nu știu ce. Am bătut, de exemplu, Joker, ăsta ultimul. Am bătut Bad Boys for Life, ăsta ultimul. Băi, ești nebun la cap. Păi gândește-te. Păi da, stai, dar de la ce? În România din toate timpurile până astăzi. Bă, numărul 1 e Avatar. Așa. Bă, numărul 4 sau nu știu unde, 5, o fi Titanic. Mai sunt un Fast and Furious pe undeva. Da. Un Avengers sau ceva, un Marvel, ceva, nu știu
topul da. Pe de rost, deci că știu cine e numărul 1 și noi că este numărul. Deci practic am bătut tot ce, orice te poți gândi tu acum, am bătut. Dar de, și, dar de ce crezi? Din ce cauză? Datorită strategiei de marketing? Sau că sau s-o viralizat, s-o dus din gură în gură? Bă, am fost la film. Tot. Nu există. Ca să reușești așa ceva, să reușești să faci 550.000 de oameni să meargă la film în 3 săptămâni, nu există. Adică nu există aia sau aia. Clar, pentru că am avut cel mai mare, cel mai bun opening weekend și ca opening weekend am bătut pe mulți, strict, comparat weekend pe weekend. Da? Clar, aia a fost marketingul. Clar, aia a fost trailerul, a fost faptul că am filmat la Miami, a fost melodia lui Chilafonic, a fost eforturile mele și al lui Bro de faptul că am făcut casting cu nu știu cât timp înainte și așa, clar a fost faptul că am făcut pagini de Facebook și de Instagram cu nu știu cât, un an înainte, da, toată lumea știa, bă, se fac casting pentru un film care se numește Miami Beach, care nu știu cum. Da, da. Vindeam tricouri cu Miami Beach un an de zile înainte, adică nu s-a mai făcut așa ceva. Da. Nu s-a mai făcut așa, o campanie de marketing nu s-a mai făcut. Și ăsta e primul în care ți-ai scos banii? Da. Primul? Da. Primul. Primul. Da, ești nebun. Primul. Dar știu că tu băteai la cap atunci, că domnule, du-te la cinema, nu te uita acasă, nu ți-l trimit. Zic, hai bă, că vin la tine. Nu. Trebuie să te uiți în cinema, în cinema. Spun la urmă, nu l-am văzut în cinema. L-ai văzut pe Netflix când l-am dat. Da. Asta a fost. Da, bă, și trailerul foarte bun. Bă, da, fii atent ce am observat. Când am fost acum la club, la discotecă, la Nostalgia. Oamenii când vin la tine, la un moment dat a venit unul la tine și zice, suși pula. Da. Și eu zic... Mulți îmi dau la muie cum ar veni, da. Adică da. Da. Da, de ce? De la, adică, și, de fapt, da, da, stai un pic acum. Adică nu știu dacă au văzut filmul sau doar îi deranjez. Adică că la mine sunt ambele variante. Cum, adică, bă, ori ai văzut filmul și, hei, ți-a plăcut mult filmul, ori... Cum? Ori efectiv îmi dau la muie, adică eu nu știu, știi, îmi fac frigă, hei, știi, îmi fac aia semi, știi, hei, știi, adică am, știi, jumate de, bă, vezi cam bodyguardii și jumate cu, ai văzut filmul, că nu știu pe ce parte, da. Dar ieri am oprit, aseară, trebuie să vă spun, nu știu când vedeți acest clip, dar aseară, de fapt eu aseară am fost la meciul Franța-Elveția, da. De la București. Și aseară când m-am apropiat pe acolo, pe la Megamall cu mașina, cum aveam eu parcarea aia, nu știu cum, pe acolo, m-am apropiat și într-o intersecție am niște poliții și eu voiam să caut unde este sediul OK Medical, de unde să luau brățările. Pentru, ca să intri, ca să ați înțeles, cu toată chestia, cu pandemia, cu biletul, te duceai și cu aia și cu vaccinarea, la așa, să-ți dea brățara, era toată o dramă, dramă în mai multe acte și mai multe puncte și am oprit lângă un pâlc de polițiști într-o intersecție să-i întreb pe unde să iau și eu întâi spre OK Medical și după aia către stadion. Da. Spre asta. Și am dat geamul jos și am zis, vă salun și eu întrebarea și polițistul a zis, dacă spun acum suși pula, te super pe mine și am zis, niciodată. Da. Deci mi se întâmplă, da. Polițistul a zis dacă spun suși pula, te sper pe mine. Și nu mă spăr, că înseamnă că foarte tare asta. Da. Deși nu mi se pare real, nu mi se pare o glumă atât de extraordinară, doar că e făcută și în contextul ăsta. Bă, e un film românesc și asta o atras foarte ușor marea masă. Da. Înțelegi? Adică e o glumă simplă. Da. Dar într-un context de la se pare extraordinar de bună. Da. Știi? A fost tot contextul ăsta, români plecați afară. Și toți facem așa. Toți am făcut asta măcar o dată. Toată lumea, cred că toate țările vreodată au spus în limba lor ceva, înjurătură, da. O înjurătură, da. Și am învățat. Deci ceva foarte relatable. Da, exact. Ceva la care te poți raporta ușor, că așa. Când de câte ori zic un cuvânt în engleză, mă gândesc că vede tata podcastul și mă ceartă. Zice, ce? Relatable, ce ești tu, engleză? Ah, da. Da. Deși tata știe că vorbește bine vreo 7 limbi, dar nu suportă decât ceva decât să vorbim în română. Așa, spuneam că e relatable, dar a fost foarte important și momentul în care a fost dat. Pentru că până în momentul respectiv, răsese deja de foarte multe ori la foarte multe momente așa și te atașase de personaj. Da. Dacă dădeam la început, era gen, ai mă, boși, înțelegem că așa, dar... Nu, frate, deja era lumea așa. Că băi, ați făcut chestii, da, bă, gândește, da. Gândește ce campanie eu. Gândește-te câte da, că eu mi-am notat undeva ca tot ce am făcut noi în campania aia. Noi când am terminat, deci nu mai spun că de un an de zile ne-ai făcut în casting pentru filmul ăsta, de ce? Ca lumea să audă că într-o zi va fi filmul ăsta. Noi, practic, creasem așteptarea pe care o ai la
bine, exagerând un pic, nu, să nu mă înjure lumea, pe care o ai la Star Wars sau orice, adică la un brand. Noi am creat brand. Da. Miami Beach, nu știm ce e, dar parcă ceva, niște oameni au făcut, să vedem. Da, da, știi? Da. Adică știai de el. După ce am terminat filmările, am făcut niște sketch-uri cu aceleași personaje. Da. Bă, cât ne-a luat la alea și cât ne-am gândit, că am zis, bă, cum facem să explicăm clar că le-am dat pe canal la Bromania. Da. Am zis, bă, cum facem să explicăm clar că nu astea-s filmul, că să lumea să nu înțeleagă. Bă, deci ați plecat și ați făcut mizeria asta? Nu! Da. Și calitatea, și că noi filmam cu o cameră, cu un băiat, cu un DSLR, cu ceva, adică nu filmam cu Reduri și cu Alexe și cu asta. Și am zis, bă, și am făcut clar, am scris un carton, nu, acesta este filmul. Și după aia dădeam trailer, la finalul fiecare dădeam o bucată din trailer. Da. Băi, vedeți, ăsta e filmul, vedeți în ce m-a tocat. Și tot n-au înțeles unii. Deci am explicat în toate felurile și tot scriau unii. Nu, mulți scriau după aia, am fost la film, nu am văzut faza cu basketul. Unde este faza? A stăiat aia cu... Am fost eu, au tăiat la mine la cinematograf, la Pitești. Nu, cu basketul era la pe YouTube, nu. Adică noi am zis, bă, ce tare ar fi dacă ar fi niște sketch-uri pe YouTube în care să le vadă un număr de oameni, nu știm cât, dar să te atașezi de personaje. Da, să zici, ai, băi, da, știm pe ăia doi. Ce tare e cu ăia doi. Păi și acum faci și partea a doua? Da. Da? Când? Eu zic că 100% vom filma la anul. A, da? Da. A, că acum nu mai e când. Tot Miami, tot sau... Că acum ne pregătim, că n-avem scenariu gata, că dacă era scenariu gata și asta, ne pregăteam și anul ăsta. Deci pentru că nu suntem gata, probabil că vom filma în martie, aprilie, anul viitor. Tot în Miami. Tot în Miami sau Miami cu plecare undeva. Că ne gândim și să arătăm un alt oraș, știi? Adică ei cum au plecat în primul, știi? Să există, da, așa un fel de oglindire a celor. În primul au plecat din România, da, la Miami și au plecat... Și după din Miami să pleci... De la Miami să pleci în Africa. Undeva. Da, poți plece. Poți plece, da. Poate fi o chestie asta tot aspirațională. Sau... Bă, și care e treaba? Că ne-am gândit așa, dacă e să plece la mai greu, adică, da, de la Miami, de la Delilah, să plece așa la mai greu, a trebuit la un moment dat să plece în România. Înapoi. Adică dacă nu poți, de ce să plece în Africa când avem aici acasă atâtea probleme, știi? Adică să vină, da, acasă. Da, da, da. Să vină acasă și eventual să ia și niște american cu ei ca să fie... Bă, dar cu ce pasiuni vorbești, bă, de filmul ăsta, bă. Și de, da, de lucrurile astea, de cât cum te-ai tripat tu pe... Deodată, bă, vreau să fac filme. Adică mi se pare, da, că se vede că asta îți place cel mai mult. Am spus lucrul ăsta. Oamenii trebuie să înțeleagă următorul lucru și să găsim o soluție la treaba asta. Este foarte greu ca un copil, că tot a fost Bacu, da, la alteri, și cred că încă mai e, nu, a fost prima probă, da, sau cum, așa, da, e foarte greu ca un copil să știe din timpul liceului ce vrea să facă în viață. E foarte greu. Au știut unii, Mozart de la 6 ani, da, punea, făcea, adică niște genii, niște oameni care au avut o chemare de la 10 ani, nu știu. Sau făcea un lucru foarte bine de mic. Corect. Pentru că și eu, corect, în liceu, eu voiam să joc basket, că asta făceam cel mai bine. Corect. Și după facultate nu am mai jucat basket. Da. Gen, da, eu știam cumva ce vreau să fac. Corect. Mi se pare că trebuie să facem ceva cu asta, pentru că eu am avut această problemă. Eu sunt... Păi tu ce voi să faci înainte de film? Habar n-avem. Asta era ideea, pentru că noi trebuie să facem ceva cu asta, trebuie să ajutăm cumva copiii să știe ce vrea să facă, ce vor să facă. Trebuie, ai văzut că în America există niște din astea, niște momente ale săptămânii în licee în care se fac din astea, vin tot felul de oameni cu tot felul de meserii și expun ce fac ei și îi trag pe copii să facă niște mici workshop-uri, niște, da, mici, da, da, la ei, la ei se pune practică, ce sunt buni, da, cum ar veni. Se pune accent pe practică la ei. Da. E, trebuie să se întâmple și la noi chestia asta, pentru că eu vă spun în felul următor. Mie nu mi-a plăcut școala, deloc. Deloc. Nu mi-a plăcut școala, nu mi-a plăcut să învăț, nu mi-a plăcut, da, deloc. Nici mie. Și atunci am fost ultimul om în liceu, ultimul om în facultate. N-am învățat pentru... A, nu, eu, mie nu mi-a plăcut școala, dar n-am fost ultimul, adică am luat note mari. Bă, s-au chinuit a mei, m-au bătut. Ca să știți, m-au bătut, mi-au luat cablul de la calculator, m-au închis în casă, mi-au luat banii, nu m-au lăsat să fac lucruri și eu tot chiuleam și nu învățam, și pentru că nu-mi plăceau materiile, nu mi-a plăcut nicio materie, nu mi-a plăcut cum sunt predate, nu mi-a plăcut cum sunt explicate, nu au fost canalizat pe o ceva care să-mi placă mie. Da. Se pare normal să înveți până într-un mic punct, știu
matematică cât să mă descurc, știu regula de trei simple, știu niște lucruri, știu limba română, limba engleză, limba română, știu limba engleză, gramatică, franceză, literatură, da. În școală. A, da, bă, cât vorbești franceză. Da. Deci știu niște lucruri și atunci mi se pare normal să știi niște lucruri până la un nivel de basic, da, educație. Să te descurci, da. Da, 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 și un basic cultură generală. Da, cultură generală, basic, da. Basic de cultură generală trebuie să știi și apoi să ți se găsească calea și să te canalizezi pe aia și pe aia să înveți sau da. Să te pregătești pentru un actor sau cea. Ce vreau să vă spun este că părinții mei n-au știut să facă treaba asta. Eu le-am spus acum, bă, e vina voastră. Și a zis, atât am putut, nu știam. La vârsta de 16 ani, 2 ani înainte de a da bacul și a da admitere, m-au întrebat, ce facultate vrei, mă? Zici ce facultate vrei. Eram, ce? Nu știam, oricum nu-mi plăcea să învăț nimic și am zis și eu, zic, dreptul. Dreptul. De ce? Și acum eu îmi explic astăzi, în ziua de astăzi. Pentru că, unu, ce aveam eu legătură cu dreptul? Eu văzusem filme cu avocați. Aha. Filme, atenție, cuvântul din filme. Eu mă uitam la filme și din filmele pe care le-am văzut eu, o meserie pe care am văzut eu în filme, așa, era așa de avocat. În filme, încă o dată spun cuvântul, avocatul era prezentată partea romantică a lui. Cum la bară, cum pleda juraților și făcea să plângă și salva clientul și nu știu. Eu, de fapt, ce ar fi venit cineva înțelept lângă mine și s-ar fi uitat, zis, bă, băiatul, ți-e plac două filme, două chestii, îți plac filmele în sine, boule, că știi așa, și îți place marketingul. Că da. Ce face ăla acolo, pledoaria aia, e o chestie de marketing. 99% din ce facem, în primul rând, la noi nu există cu jurații. Da, deci, nu. Cineva trebuie să-mi mie chestia asta. Da. Doi, 99% ce face un avocat la noi este hârțogăraie, citit legi, ținut minte chestii, învățat da. Și asta, și toceală cumva. Știi? Aha. Adică, și eu care voiam să vin, să-mi spun ăia la ureche, vezi că așa și așa. Bine. Liniște acum, și să vorbesc eu. Oratorie. Da, da. Putere de convingere. De-aia. Deci eu voiam să fiu actor. Voiam să fiu, nu știu, filmmaker în orice variantă, că e scenarist, că e aha. așa. Și voiam și o zonă de marketing pe care o fac și astăzi, cumva. Aha. Da, adică da, exact da. Ce fac astăzi. Dacă cineva știa să-mi citească ce văd eu. Printre rânduri, da. Rânduri. Ce fac acum părinți foarte destupați și cool. Și ok și cu bani. Recunosc că una e, dacă n-ai niciun bani, să pici copilul, bă, la 18 ani, tată, du-te la muncă, nu mă interesează. Dar părinți care au posibilitatea, fac un lucru pe care eu o să fac copilul meu, îi dau copiilor lor 1-2 ani sabatici. Adică nu le pune nicio presiune. Bă, tată, tu termină, dă bacul. Bă, dă bacul, învață la materie de la bac, că n-am ce să fac. Și după aia, la ce fac? Nu știm la ce facultate. Ok, spunem ce crezi tu că ai vrea și o te trimit acolo să muncești. Da, să muncești, ani sabatici, nu înseamnă tilai da. La cluburi. Da. Înseamnă, ai terminat, ai luat bacul, așa începi, ce vrei să fii? Avocat. Bine, am văzut la birou de avocatură cu tare, te așteaptă acolo 3 luni de zile, de dimineață până seara, alături de avocat. Vedem dacă îți place. Și aș fi știut și spun într-o săptămână, ziceam, niciodată, ce fac oamenii ăștia? Urăsc. Bine, ce crezi că ai mai? Păi, cred că construcții. Bine. Cred că aș vrea să am un club la un moment dat. Bine, iau-o de jos, hai să vedem. Du-te la un club, iau, vezi, dai cu ăla și vezi că ăla săracul patronul de la club nu se distrează niciodată. Da, ăla da. Nu știe ce e distracție la club, ăla se distrează săracul doar ziua, da, la un da. Restaurant sau știi da, ceva. Da, da, adică, uite, e bună asta, bă, da. Adică e chestia asta, de-aia spun că eu personal am aflat târziu, fără să fac nimic, n-am făcut nimic, automat n-am făcut nimic bine. Adică eu am făcut facultatea, am târșit-o, Manu s-a lucrat alături de tata, fără chef. Am avut niște rezultate, am făcut niște deal-uri pe care și tata zice, uite mă, ăsta l-a făcut filmul ăsta acolo, dar în momentul în care nu îți place ce nu faci, simt, nu faci mă, nici da. Bine. Nu da, faci normal, bine. Și nici nu da. Poți să evoluezi. Și asta spun, am avut acest noroc, depinde cum privești glass half full, half empty kind of thing, da. Adică la 33 de ani mi-am găsit pasiunea. Foarte tare. Pe care nu puteam să nu o găsesc niciodată. Sau ce păcat că nu am găsit-o și eu de la vârsta de 19 ani sau când se termine așa da. Și să fi făcut un ATC-ul, să fi făcut calea normală și așa. Eu uite, la cum vorbești și cum, cel puțin cum te cunosc eu, când auzeam prima oară de tine, cum erai tu prin toate ziarele, cu toate gagicile, cu toate cluburile, cu toate băuturile, cum, na, mi se părea așa că erai un bălan. Dar cum după aia, bolan, că tu folosești cuvântul ăsta. Adică așa, ceva like, foarte da, superficial. Superficial, da. Exact. Și după da, aia mi-am dat seama, pentru că tu ești printre prietenii aia ai mei care au foarte mulți bani
și care nu epatează cu treaba asta. Am foarte mulți bani, s-a spus aici la Speak. Ca să nu, nu, care au o situație... Nu, eu zic când... Am glumit, da. Care-s bogați de adevărat, adică nu... Sunt bogat de adevărat, s-a spus aici la Speak, vreau să se... Au acolo 3 lei și arată și vor să arate că au toate milioanele alea. Ești unul dintre oamenii aia care ești foarte relaxat, nu vrei să arăți treaba asta și ești foarte uman. Uman la modul în vorbire, în acțiuni, în... Da, dar știi care e paradoxul? Că știu că... Da, erai așa din totdeauna tu. Din totdeauna. Așa, din, da? Din totdeauna, da. Asta vreau să spun și să menționez. Superficialitatea pe care, de care dădeam dovadă sau pe care... Aia este ce se vedea. De ce se vedea aia? Pentru că aveam un singur canal prin care se vedea, era acel al media, media tradițională, televizor, la început reviste, nu știu cum, și apoi televizoare sau ce am avut noi, și ei prezentau și puneau o lumină așa pe mine dintr-un colț de unde arășeau ei să arunce reflectorul de aici din colțul ăsta și atâta se vedea. Da. Când am avut social media, care sunt recunoscător pe veci, eu personal sunt un produs al social media și eu sunt, m-am născut pe Facebook. Aha. Și pe Facebook sunt cel mai prolific și în ziua de azi când mă lupt și cu Instagram și cu TikTok-ul ca să fiu relevant, dar sunt în continuare și cu mizeria de YouTube, sunt pe YouTube, să-mi dați follow pe YouTube. Fraților, deci stai puțin, că sunt pe YouTube, sunt YouTuber, sunt din decembrie, nu, fac amărât, fac din când în când, uit să fac. Dar am niște, vă rog, dați un subscribe, nu e greu. Bă, nu e, adică să dai un subscribe pe YouTube, ce, bă, cum ar fi, să te subscribe-biți la ăsta, nu? Cum ar, da și la mine. Băi, rămâne acolo, nu, adică nu, așa. Bun, stai puțin. Deci eu sunt recunoscător social media. Ăștia, media aruncau o lumină, aia, pe superficialitatea mea. Și care vindea. Care vindea și care mă compune. Superficialitatea mă compune. O parte de superficialitate a fost, este și rămâne mine și mi-o doresc. Da. Uite, partea asta, mâna asta, asta e... E mâna superficială, de vicii, de nu știu ce, vezi, cu desfăcătoare, cu nenorociri, cu de-astea, da? Uite, anti-hero. Toată zona asta de superficialitate care mă compune și care mi-o doresc. Face parte din fiecare. Mi-o doresc să mă distrez în extrem, mă doresc să mă sui pe masă. Îmi doresc toate mizerii, adică îmi doresc niște lucruri și le mai fac și îmi doresc să le mai fac. Dar ideea este că întotdeauna am fost așa cum mă vezi și mă știi astăzi. Întotdeauna am fost cu o maturizare normală. Adică am 41 de ani, mă cunoșteai la 23, eram tot eu de la 23, la fel de cult, la fel de așa, dar cu niște... Da, mai aveam niște din astea, de 20 de ani, să demonstrăm, să mai multe femei. Pentru că eu n-am auzit de la nimeni, cel puțin de la oameni, că mă mai întâlnesc cu oameni din afara cercului nostru și așa, n-am auzit la nimeni să vorbească nasol de tine sau să zică... Cei care m-au cunoscut. Da, cei din afara. Cei care te-au cunoscut. Da, cei care m-au cunoscut. Sau eu nu știu pe cineva, dacă cineva îți cere ajutorul... Nu financiar, lăsăm la nu. Să te ajut, să-l ajut cu ceva, orice. N-am auzit la nimeni, zici, bă, nu pot. Da, dacă, mie mi se pare că ești dator dacă poți să o faci. Eu financiar, de exemplu, nu ajut pe toată lumea pentru că efectiv nu pot. Pentru că, da, normal. Tu m-ai spus că nu poți să ajut pe toată lumea. Și aceea mi-am zis, ok, mi-am dat seama că decât să ajut în stânga și în dreapta niște oameni care aveau nevoie de 1000 de euro ca să facă din 9000 pe care aveau acasă 10, mai bine mie aia trebuie să se ducă în niște părți unde e o reală nevoie de ajutor. Da. Concret. Deci da, eu aici nu mă refeream la bani, că tu nu reprezinți doar bani și că ai bani. Nu? Adică nu ești doar treaba asta. Cum poți să ajuți? Dacă poți să ajuți... Eu n-am, adică de fiecare dată, în jurul nostru, la diferite persoane, când au fost nevoie de ajutorul tău sau de implicarea ta... Dar mie mi se pare... Dar asta e, cu asta am rămas. Deci asta este datoria noastră pe acest moment. Păi da, mă, ajutăm. Noi de-aia suntem aici, nu ca să facem podcast. Da, mă. Și în podcastul ăsta, dacă putem, să transmite o informație care să ajute pe cineva. Să uite acasă, după ce a râs de două ori, să-i rămână ceva, să rămână cu ceva, asta, da. Aș putea să fac asta. Eu cred că este datoria mea și a tuturor, nu doar a mea, să ajutăm direct proporțional cu binele care este în viața noastră. Iar eu în viața mea am foarte mult bine. M-am născut într-o familie, mă rog, săracă, că m-am născut în Dristor, două camere cu igrasie, dar care în timp a făcut bani. Da. Da? Deci cumva am avut bani din mai de tânăr, mai din, nu chiar de așa copil de Mangata, un tânăr de Mangata. Deci am avut bani din familie, mi-a fost bine, părinții bine sănătoși, cum să spun, am copii, am familie, am tot ce-mi trebuie. Am avut noroc de multe lucruri în viață, multe lucruri pe care consider că aproape că nu le meritam, le-am avut și mi-au venit ușor, da? De la femei la ce vrei tu, mă rog, mașinile sunt tot în sfera banilor și a părinților și asta, dar niște lucruri pe care am uitat și am, bă, unde mă stă asta cu mine, mă uitam la mine, zic, eu, uite-mă,
de la Dumnezeu, noroc, știi? Da, cumva, da, da. Ceva mi s-a dat, nu, nu meritam, nu, n-am avut atâta merit în viața mea să zic, bă, am fost meritos. Și atunci consider că noi trebuie să facem bine și să stabilim lucrul ăsta direct proporțional cu bine din viața noastră. De aceea eu sunt dator să fac foarte mult bine. De aceea fac chestia asta cu spitalele, de exemplu. Da. Renovez spitale și fac pentru că îmi dau seama că eu sunt mai faimos decât ar trebui să fiu. Pe merit, cumva. Adică, bă, de ce sunt eu atât de cunoscut? Sunt eu atât de bun actor? Sunt eu mai bun decât Adrian Titieni, Vlad Ivanov, niște nume pe care când le-am spus acum, 95% din cei de acasă nu știu cine așa, da. Și pentru mine sunt niște monștri, niște monștri efectiv, ai actorii, da, de da, acum, da, sunt da, idolii da. Mei. Și nu sunt cunoscuți atât de cum. Sunt eu așa, sunt eu la, adică cumva simt că sunt mai faimos decât ar trebui și din faima asta eu trebuie să aduc ceva către o cauză pe care să o fac vizibilă, la care să strâng bani. Adică faima asta nu mi-a dat Dumnezeu. Da, da, gândirea asta. Că de unde a plecat? Pentru că nu mulți oameni gândesc așa, mai ales oameni de genul ăsta, care au bani, care au venit din familii înstărite, care au impresia că totul îi se cuvine. Pentru că majoritatea oamenilor și a copiilor de bani gata, așa. Da, nu sunt așa. Crezi? Nu sunt... Aici, da. Eu aici vreau să te întreb pe tine. Tu cunoști... Da. Niște oameni cu bani adevărați, mulți. Da. Da? Da. În afară de mine. Da. Tu n-ai observat că cu cât mai mulți bani au, cu atât mai relaxați sunt? Real? Adică ăia care au cei mai mulți bani pe care îi cunoști, da, tu, da, sunt relaxații? Sunt ăia în tricouri, ăia, da, care, da, da, așa, undeva într-un colț, n-au cea mai bună masă. Asta așa e, da. Oriunde, da, da, eu zic că mai sunt personaje gen copii de bani gata, care într-adevăr sunt copii, 18, de la 18 la 30, da, de ani, da, să zicem. Îți niște copii, până la 30 de ani încă nu ești bătrân. Dar ești tot în, știi, care n-au, sunt foarte aroganți, sunt foarte superficiali, au impresia că li se cuvine. Au încă nevoia de a demonstra. Au încă frustrarea că n-au avut până de... Deci dacă ei au avut din ani și din, da, generații și nu știu, să relaxați. Dacă toată lumea știe deja, bă, ăsta are bani mulți. Eu sunt mă pe trotinetă electrică, nu m-am apuci, nu m-am... Da, 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 da. Să cață, doam ceas la bună, câteodată îl las acasă în safe. Adică, cred că ei au încă nevoia, cumva, în ei, așa, genetic, așa, de a demonstra. Nu știu de ce. Nu au bani de mult, au nevoie să arate, nu au cultură, că contează și asta. Câte cărți ai citit? Adică, da, n-ai citit nimic și tot ce ai citit, ai citit firmele alea de aici? Gucci, Balenciaga, da, 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 Versace. Dacă ai citit, da, alea, e greu. Că, păi asta spun, pentru că eu cumva își înțeleg. Bă, când nu e foame, e normal să nu... Cum arăs foame, așa? Foame. Nu, 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 gen, nu, nu. Nu e foame. Nu, mă, nu, nu zic, n-ai dorința aia de a reuși. Bă, când nu există dorință de a reuși, tu ai avut dorință de a reuși, deși tu, na, veneai, adică nu, la tine, da, nu s-a pus niciodată problema să mori de foame. Dar ți-ai vândut niște ceasuri. Da, a reuși înseamnă, da, da, mai multe lucruri, mai multe lucruri. Mai multe lucruri, nu doar niște bani, nu. Exact, exact. De multe ori presiunea banilor și a reușitelor tatălui meu îți dă altă presiune de a reuși. Normal. Altă fel de foame. Bă, da, eu... Ultimul, adică, prost, și dacă, da. Și dacă, bun, ok, mă apuc și... Tăi că mi-a făcut milioane, bă, la, da, propriu, milioane. Băi, mă apuc, nu știu, și la un moment dat, în urma unui business construit în, da, an, fac profit, jumătate de milion. Păi ce am făcut? Râd de ăla de mine. Adică zic, adică, și alții zic, dom'le, stai puțin, că băiatul cu, da, da, da. Bă, nimic, adică ce ai făcut? Nimic. Sau ai făcut și tu niște bani un pic mai mulți, dar cu... 1.200.000 de la el. Da, deci, da, se ține, da, finanțarea mea. Deci oricum, orice ce part o luai în zona de business antreprenoriat, era greu. Da, adică, da, e un alt tip de foame de a reuși. Dar asta spun. Eu vreau să spun ceva. Am scris un articol, sunt și blogger. Nu uitați, deci pe codinmaticiuc.ro există blogul meu, puteți să intrați acolo, o grămadă de articole interesante. Bă, dar cât e tare, Anci, cât bă, nu mai, da, râdi, bă. Nu râd, eu râd așa că poate oamenii păcălești, nu, și se uită și intră acolo. Nu, chiar nu, sunt niște. Chiar sunt, eu am plâns la unele, bă. Da. Bă, ești nebun la cap, da, sunt foarte tare. Sunt niște articole așa. Nu toate. Nu, dar sunt și unele la care râd foarte, nu, tare, cum sunt lista de FMM-uri, care a pornit de la FMM Ionuțe. Până, a, da, 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 toate, da, și da, am foarte multe FMM-uri la care râzi, da. Așa, mă rog, ce voiam să spun cu asta? Am un articol pe care l-am intitulat Puterea nu se joacă. Și ți-l explic conceptul pleacă dintr-o chestie care se numește în actorie Curtea joacă regele. Și dacă te gândești la acest principiu și îl înțelegi, o să-ți dai seama cum trebuie să fie și în viață. Și așa e și în... mie mi l-a explicat, pentru că n-am făcut școala de actorie la timpul ei, mie mi l-a explicat pe set Iura. Așa.
jucam un mafiot și mi-a zis, bă, mafiotul nu joacă mafia, nu joacă puterea, nu joacă nimic. El efectiv e un om relaxat, mai relaxat ca el, nu e nimeni, cât el e peste toți, și puterea lui se vede din cum se raportează ceilalți la el. Curtea joacă regele. Regele nu intră niciodată în încăpere ca un rege. Da. Regele nu e, regele este un om. Poate demn, poate stă drept de spate, poate stă, poate are o conduită sau... Restul când a intrat regele, pe jos, efectiv, uniți la propriu pe jos, temenele, da. E aceeași lucru în viață. Puterea nu se joacă, banii nu se joacă, adică în momentul în care ai bani, îi ai și punct. În momentul în care vrei să demonstrezi că ai bani, de fapt n-ai. În momentul în care scrie pe tine, Balenciaga, am bani, hashtag, am bani, hashtag, mă jur să moară mama, tu de fapt n-ai. Sau n-ai destui. Nu mă refer la faptul că ăla e fake sau că nu. Poate ăla chiar are o mașină. Dar tu încă vrei să arăți, tu vrei să demonstrezi. Nimeni nu demonstrează. Păi nimeni, eu nimeni, de la în viața mea... Bezos și toți băieții aia, nimeni n-au nimic de demonstrat. Da. Eu în viața mea, pe toți ăștia pe care eu i-am cunoscut sau am luat contact cu ei de-a lungul timpului, care au, care arată, care foaie verde, nu au! Și deci, paradoxal, nu au destul. Cât ar vrea ei să spună. Exact, că sau nu au pe cât arată ca. Da. Milionari în euro, da, și de fapt au zeci, sute de mii de euro și ei vor zic că e milionar. Nu avem nicio problemă, nu avem nicio grijă. Da, da. Deci nu există cine vrea să demonstreze. Ăla care e mai tare în gură și mai umflat și mai așa și mai așa, ăla nu e cel mai periculos. Om din încăpere. Normal. Efectiv nici la bătaie, mă refer. Da, adică da, da. Aceeași chestie, ăia care latră mai tare nu e cel mai. Ăla care vine, stă așa și când ți-a acru și eu, ești jos. Știu și ce. Da, așa și... Știu. Adică nu există. Știi? Uite, îmi povestea, apropo de că nici ăștia afară, cei mai bogați sunt cei mai relaxați. Bill Gates, Zuckerberg, Bezos, toți băieții ăștia nu scrie pe ei nimic. Scrie pe ei, am un tricou alb, lăsați-mă în pace dacă pot să, da. Să scap de voi și să mă duc undeva liniștit pe o insulă pe care e a mea. Așa. A fost la... Există o filmare în Miami Beach filmul. Acolo unde eu cu bro mergem să-i... Noi credem că să-i urăm la mulți ani. Unuia și de fapt trebuie să-l amenințăm să ne dea niște bani. Da. Unul mare așa, nu știu. Filmarea aceea este într-o cârciumă. Se numește Villa Azur și este una dintre cârciumile cele mai tari din Miami, care noaptea alocată pentru ea este joi seara, ea mergând în fiecare zi, dar joi seara toată lumea știe, dacă nu ești la Villa Azur, nu ești în Miami. Există această Villa Azur, proprietarii sunt prietenii mei, este vorba de Jean-Philippe, de Paul și de niște băieți care sunt proprietari și manageri, sau scris un așa, la Nikki Beach Saint-Tropez. Oh. Proprietarii și managerii de la Nikki Beach Saint-Tropez cu bani s-au strâns și au zis făcut, facem și la Miami Villa Azur, care și-a judecat această zi de joi. Nu știu de ce dau aceste detalii, dar lumea poate interesant să știi. Da. Bun, în această cârciumă a venit cu 3, 4, 5 luni înainte să începem noi filmările, Jeff Bezos. Așa. Jeff Bezos, ca să știți, trebuie să spunem, proprietarul Amazon. Da, mă. Și nu știu acum, cred că e numărul 1 mondial sau 2, sau în orice caz, așa face. 1 cu 2 se mai schimbă. Da, cu niște sute de miliarde. Da, adică se mai întâmplă ceva, dar mai mută Ronaldo ceva de pe stânga pe dreapta și scade Bezos pe 2 și așa. Bun, băiatul ăsta a venit la Villa Azur. Dar cum a venit? L-au chemat ăștia? Atenție! Oamenii n-au știut că e acolo. Rezervarea a fost pe un alt nume și l-a recunoscut un chelner. Mi-a povestit Jean-Philippe, mi-a zis, bă, frățioare, a venit chelnerul ăla la mine și mi-a zis, Jean-Philippe, vii aici cu ta? Ia Jeff Bezos, ia el. Cum? A venit Jeff Bezos acolo. Bă, că s-au uitat la masă, într-adevăr, Jeff Bezos cu amanta, soția, iubita, cineva. O fată, doamnă. Din perioada respectivă era oficial acum ar veni. Mi se pare că de-abia se divorța sau nu știu cum și că era cu una. Bă, masă de doi. Bă, ăsta s-a uitat Jeff Bezos. A zis, bă, dacă facem o greșeală, ăsta ne închide. Noaptea asta. Adică nu știu, ori ne cumpără și ne vinde pe nimic la fier vechi, adică se poate întâmpla orice. Adică Jean-Philippe a zis, bă, frățioare, fiu atent. Adică se poate întâmpla orice. De asta dacă vorbește unul chelner, se întâmplă cea. Ne cumpără cumva pe spate, noi nu știm acțiunile, ne cumpără, ni se întâmplă ceva, îl cumpără pe proprietarul nostru. Nikki Beach, îl cumpără pe ăla și cumva și primim un mail, toți, you're fired, știi, din alea, știi? De rămâne singur. Și a zis omul, mi-a zis așa, l-am întrebat, bă, ce bea, ce mânca, ce se întâmpla? Și a zis, bă, frate, el cu nevasta
au băut o sticlă de Dom Perignon, într-adevăr Dom Perignon, dar nu cu artificii, nu 10 sticle, erau ei doi, au luat o sticlă. Au mâncat vită cu... Apropo de, de Dom Perignon, știi că la un dat mi-ai adus de ziua mea un Dom Perignon, așa cum am. Continuă. Bravo. Să mi-l dai înapoi. Așa, deci au băut o sticlă de Dom Perignon, au mâncat vită cu piure. Așa. Nu că eu am întrebat tot. Am zis, bă, ce? Ce s-a luat? Ce s-a mâncat? Ce s-a întâmplat? Foaie de aur, au ras niște foaie de aur. Băi, nimic. Normalitate, normalitate. A zis, băi, toată seara, mi-a zis Jean-Philippe, mi-a zis, toată seara m-am uitat prin cârciumă, că cârciuma asta trebuie să înțelegeți că este un restaurant, cum este de restaurant, care apoi se transformă în club. Toată lumea, când se termină de mâncat, se ridică în picioare și se dansează și se rămâne acolo, da? Și a zis, bă, toată seara am căutat paza. Băi, Jeff Bezos, numărul unu mondial, numărul unu mondial e aici, să-l urăm. A zis, băi, nu știu câți erau, mi-a zis Jean-Philippe, dar un singur om l-am găsit. Am zis, am găsit un om departe, relativ departe de masa lui, la bar. Un singur om de care mi-am dat seama că e la bar acolo și că n-are nicio treabă cu Vila Azur, că nu-și dorește să se distreze. Era un băiat la bar, îmbrăcat normal, cu un pahar din care nu bea niciodată și care se uita cumva doar spre masa lui Bezos și doar împrejur. Adică și eu după aia am început, ăsta Jean-Philippe prietenul meu, obsesiv să mă uit la el, să nu fie unul să vrea să-i facă rău lui Bezos. Știi? Băi, să nu se întâmple cea. Dar nu, mi-am dat seama că era paza lui, că în momentul în care s-a ridicat, el făcea un fel de protecție. Un om. Doar un om? Un om identificat înăuntru. De acest om. Băi, identificat, pentru că vă spun altă poveste și trecem din una alta și m-am zăpăcit. Nu contează, zic, mi-i plac. Aoleu, stai să-mi pun apă. Da. Mai vreau și eu, da. Mamă, ce tare e asta. Așa, trebuie să spun în felul următor, că există un băiat care a avut niște... E o poveste reală, o poveste din România. E un băiat din România care a avut niște, la un moment dat, niște probleme. Niște probleme adevărate, cu niște băieți. Bă, a avut niște probleme reale aici, cu niște băieți răi, cu adevărat, care e așa. Da. Și și-a luat un... Pe lângă ce avea, poază, protecție, băieți, firme, ce avea să-l apere, și-a adus un băiat din... Cred că l-a adus din Rusia, l-a importat, dar cred că era olandez. Așa. Ce trebuie să știi, că băiatul ăsta care a venit, întâmplător și semăna cu acest băiat care l-a importat, să zicem așa, pentru că și băiatul care l-a importat era înalt, bine făcut, adică nu era un eu. Știi? Era un băiat înalt, bine făcut, adică așa. Iar ăla la altul era un băiat la fel. De înalt, la fel de bine făcut, nu era ceva un... Monstru. Da. Și el a spus în felul următor, când a ajuns, apropo de asta, că vreau să înțelegi după aia de ce o să ajung la Bezos și la faptul că era un om la bar și nu știm dacă mai... I-a zis, ce mănânci tu? Să mănânc eu? Stau numai lângă tine? Ce ceas ai tu? Am și eu? Ce faci tu? Cum te îmbraci? Mă îmbrac și eu. Doar așa te voi proteja. Eu nu voi fi identificat niciodată ca protecția ta. Doar așa te voi proteja până la capăt. Doar așa voi... Adică dacă eu când merg la baie, merg lângă tine să nu merg că de un bodyguard treci ușor în momentul că l-ai identificat, ăsta e bodyguardul ăla, manipulați-l pe ăla. Dacă ăla e tovarășul ăla, ai o șansă să... Ca să fiu tot timpul lângă tine, eu mănânc ce mănânci, stau la masă cu tine, niciodată nu stau mai în spate 2 metri. Să mă uit așa, gen... Deci dacă mai existau niște oameni, în afară de acel domn de la bar, care a fost identificat relativ ușor de prietenul meu, Jean-Philippe, erau niște oameni care efectiv dansau semi-beți pe lângă el pe la masă. Și care într-un moment real, ăia sunt adevărata protecție. Ăia sunt protecția care când se întâmplă ceva fac, reacționează de lângă tine. Nu știi de unde vine. Bă, nu știi ce ți-a plecat, ce ți-a venit. Na. Ce tare. Na. Foarte. Dar tu ai avut probleme din astea? A, ce vorbim, ce probleme? Adică cu așa, cu din astea, cu bătăi? Bătăi, cu de-astea. Da. Am avut o grămadă, da. Dar că mie nu prea mi-ai povestit, nu mi-ai povestit. O să-ți povestesc. Îți povestesc. Mai mult Mircea mi-a mai zis așa unele, dar... Îți povestesc acum, dar stai așa să nu uit să-ți povestesc altceva extraordinar, da. Zic eu. Și să mă oprești dacă ți-am povestit, că... Adică eu vreau să povestesc și ție, dacă ție nu-ți place, nu vreau. Ba da, îmi place. Tu ești un bun povestitor. Nu, mă refer dacă știi povestea, nu vreau să zic. Fii atent. Cu ce? Ți-am povestit cu băiatul acela, prieten al meu, tatăl lui fugise din Venezuela cu niște bani mulți. Nu. Bun, îți povestesc acum. Fii atent, că și asta e o poveste de film. Fii atent. Deși ne-o aude și o pune în film, fii atent că vin după voi cu astea, cu avocați. Deci,
Ideea este următoarea. Un tip fusese președintele băncii de stat din Venezuela, cum e la noi, Exim Bank sau așa, da? Și fugise de acolo cu niște bani. Ăștia l-acuzau, el zicea că nu, că nu știu cum, că i-a făcut el altfel. Povestea nu vreau să o intru. E român? Nu, mă, a, nu. Din Venezuela. Venezuela. Da, da, da. De acolo, da. De acolo, internul. Și omul a fugit cu, nu știu, să zicem 100 milioane. Sau ce, oricum, ceva fabulos, nu cu 2, nu cu 5. Bă, ceva fabulos. Nu știu dacă a fost chiar la nivel de miliard. Că, na. Da. Președintele băncii de stat Venezuela a fugit la un moment dat și bă, s-a mutat la Londra. S-a mutat la Londra și a făcut toate actele acolo, să nu fie extradat, să nu fie alea cu tare. Ei au făcut niște demersuri, niște cu tare. La un moment dat, i-au cerut niște oficiali de, la, de acolo... Din Londra? Nu, de la, din Venezuela. Din, așa. Niște, așa, făcut să rămare caz acasă, că a plecat ăla, că trebuie adus înapoi, trebuie adus în fața instanței, în fața legii, nu știu cum. Și la un moment dat i-au cerut o întâlnire. Au zis, dom'le, ok, nu vă putem lua de acolo, dar haideți să ne vedem la Londra. Venim noi la Londra, să, bă, trebuie să spunem ce. Și ăsta a zis, dom'le, ok, mă văd cu voi. Înainte să se vadă cu ei, s-a dus și a angajat o firmă de protecție. Mai mare decât ce avea. O fi avut și el un băiat doi, dar nu avea. Da. Superstarul ăsta, n-avea Batman. Da. Și s-a dus și a luat o firmă privată din Anglia, din Londra, care avea numai ex-military, ex-MI5, ex, deci numai așa, tehnologie, bă, privat. Și a luat o firmă, a angajat pe ăștia, a zis, mă întâlnesc cu membrii guvernului venezuelan, ăia mă vor în țară, da, trebuie să vedem, să mă apărați, nu știu, să mă împuște, să nu, nu știu, că se stune bun, se sacrifică, un kamikaze mă împuște. Ok, s-a stabilit întâlnirea la un hotel, s-a dus băiatul ăsta cu un băiat de la firma de pază, da. Doi. Și aia de la guvern erau patru inși, două femei cu doi bărbați. Și ăsta a zis, întâi, de la firma de pază, întâi vorbesc eu și după aia vorbești. Ok, s-a dus și a pus, a zis bună ziua, nu știu ce, el e clientul meu și am două minute să vorbim și așa. A desfășurat pe masa aia de la întâlnire un plan și a zis bună ziua, da. Deci dumneavoastră aveți sniper aici și aici. Noi avem doi sniper pentru el aici, doi aici. Aveți o mașină aici, aveți trei echipaje aici după colț, noi avem patru echipaje care au înconjurat pe ăștia. Aveți elicopter aici și aveți avion aici. Noastră plănuiți extragerea, să luați pe aici, să scoateți în spate. Noi avem șase oameni aici, 12 aici, elicopterul vi l-am blocat, avem aici dat la... Și i-a pus acest plan. Deci a vorbit, bă, ăla n-a văzut un om. Adică n-a avut nici de la ea, nici de la ăla a avut un plan și le-a zis, ăștia sunteți dumneavoastră și noi ne-am poziționat așa. Și acum puteți să vorbiți cu clientul meu orice aveți de vorbit. Și ăia s-a uitat și a zis, păi nu mai avem ce vorbi. Băiatul ăla are și acum acasă, mi-a arătat prietenul ăsta al meu poză, are planul ăla, l-a luat și l-a rămat. L-a încastrat, l-a pus, l-a rămat. Planul cu care a scăpat el. Deci el a venit și a zis, bă, vreau să fac extragere din Londra. Se întâmplă și în ziua de astăzi ca guverne să facă extragerea anumitor oameni. Mai puțin legală? Da, mai puțin legală și cu tare semi, așa, care după aia vezi tu cum te înțelegi cu statul. Dom'le, da. Stai că bă, oficial, dar noi am reușit să-l luăm și... Bă, îi făceau extragere din Londra. Tu îți dai seama cât l-o fi costat pe ăla planul? Nu știu, da. Dar probabil că s-a dus și a zis, bă, cu tare și a zis... Vă costă între 100 de mii și 20 de milioane în funcție de gravitate. Uite, asta e fost gravitate. Nu te zgurcăt. Uite cum era. Uite câți oameni am desfășurat. Băi, ești nebun la cap. Băi, ăla le-a arătat clar pe plan unde sunt oamenii lor. Și aia văzând, știind exact. Păi ăia dacă au venit de acolo. Și aia pe casă. Da, suntem... Da, spuneți să meargă, că suntem bine. Să meargă, că nu mai avem mamă, nimic. Mamă, cât e detalii. Dar asta e recentă? Nu știu. Eu povestea o știu de la prietenul meu, Roberto Lazarov, care a făcut facultatea și nu știu ce, okay. Și așa cu băiatul ăstuia. Eu povestea asta o știu de 6-7 ani. Ah, ok, da. Nu-i de acum 50 de ani. O avea 15 ani. Okay. Avea ceva. Adică, na, ori mai... Bă, ce tare. Zi, deci tu ai avut de astea? Nu de astea. Eu n-am avut. Nu de astea. Da, eu n-am avut nimic militar. Eu n-am avut. Că eu mă gândesc că, bă, creai anumite invidii. Că sunt mulți oameni cu bani, mulți oameni care își doreau treaba asta și na. Cream. Ideea e următoarea. Eu n-am avut niciodată o problemă reală sau cineva să aibă o problemă reală cu mine la modul ăsta. Sper că n-am făcut rău nimeni. Nu la adică modul ăsta. Adică mă refer cineva să mă urmărească, să zică, bă,
5-10 oameni, stați pe ăsta când îl prindeți până oraș și îl tocați, îl omorâți, nu știu ce. Da, păi da, că nu faci lucruri, doar că te distrezi, mai ești cu una, mai erai cu una, cu alta. Am avut două momente foarte nasoale viața mea. Adică așa, adică, bă, viață și moarte le-am simțit. Da? Da. Da, că lumea mă întreabă, știi, bă, dar de ce umbli cu bodyguard? Bă, am avut niște momente, într-adevăr, viață și moarte. Unul a fost, am plecat de la un club din ăsta în aer liber. Așa. Din Herăstrău. Și am plecat, eram eu cu bodyguardul meu, pe care îl cunoști. Da. Cu Geo. Da. Da. Eram cu o fată, eu, la momentul respectiv, acum mulți ani, prezentatoare TV, nu știu. Nu contează. Ce. Nu. Era, a fost o relație oficială, nu se știe de ani. Și prietenul meu, foarte bun în momentul respectiv, Florin Moldoveanu, era cu Delia. Da. Da, și a fost. Două cupluri la club, da. Două cupluri am plecat. Noi ne-am suit în mașină cu Geo, că eu nu conduc niciodată dacă am băut nici măcar un pahar. Dar Geo de când e cu tine? Din totdeauna. De vreo 17 ani, nu știu exact, trebuie să calculez. Păi, dar deja ai familie. Da, familie. Prieten, îți dai seama. Și eu am plecat, deci Geo la volan, eu în dreapta, am plecat, am luat mașina noi și am mers câțiva metri. Și am văzut o situație în care Florin oprise și el mașina sau nu știu cum, era singur, de el era mașina de acolo, ne făcea niște semne așa disperată. Și adică ne-am dat seama că ceva, iar Florin era în fața mașinii lui, așa, discuta cu doi. Dar simțeam că discuția e una extrem de, adică era extrem de agresivă. Probabil că nu se întâmpla nimic pentru că Florin se simțindu-se singur încă era, bă, să o potolească sau nu știu ce. Geo a tras pe dreapta și ata mi-a zis, stai aici, o mașină. S-a dat jos. Da. Eu matol. Înțelegi? Da. Eu... Sincer, acum și acum aici m-aș băga, adică nu prea mi-e greu să cu astea, stai domne, că eu înțeleg că de multe ori pe un băiat bun organizat mai mult îl încurci, adică mai mult îl încurci de ce? Că mai are și grija ta, nu neapărat exact. Că nu ajuți deloc, dacă el în loc să-și facă o treabă un pic mai grea, nu știu ce, dar să știe, bă, sunt eu aici, maxim poți să mă și eu mașină, pun, acolo n-ai treabă. Dar să-și ia și el acest sunt. Eu m-am dat jos și eu și acum ăsta... Omul meu îl luase pe unul dintre ei într-o parte. N-am dat seama că era groasă, Florin era certat cu el, nu știu ce se întâmplase. Și Florin a rămas cu unul. Și se și luaseră, nu mai simt, dar că se luaseră deja de haine. Sau nu știu, și al meu îl luase pe un băiat într-o parte și Florin, care Florin era mare. Da. Se luase cu ăsta așa. Și ba, am venit eu, m-am dat jos din mașină. Ai venit tu? Eu, da, dar sunt foarte rău, să știi, vezi că... Stai cu mine. Fii atent, am venit eu și când am ajuns acolo, nu știu cum, ăsta se luase Florin, prietenul meu, bă, mi-am dat una lui ăsta, care se bătea cu Florin, cumva. M-am dus și eu la... Unde să mă duc la... Adigar, care se bătea profesionist, m-am dus și eu la ăsta, care era tovarășul meu, nu? Da. Logic. I-am dat una. Ăsta, cumva, așa, n-a căzut și a început să fugă. Bă, a început să fugă așa pe șuseaua Nordului mult de tot. Și eu și Florin am început să fugim după el. Bă, dar cât puteam de tare cum ar veni, știi? Mamă. Și eu și Florin fugeam după el. Cea mai mare greșeală. Matoi cumva, știi? Da, să-l prindem și să-l mai batem. Nu înțelegeam de ce ne batem cum ar veni. Dar era problema prietenului meu. Da, te bagi, ce să faci? Bă, frățioare, două lucruri s-au întâmplat. Lucru numărul unu. La un moment dat Florin nu mai alerga, alergam doar eu. Nu știu de ce. Florin a obosit sau ceva. Sau l-a lăsat. Și eu n-are alergam, dar alergam singur. Mamă. După el, nu mai era ăla. Dar n-am văzut. Eu alergam tare. Și ăla la un moment dat în față s-a oprit. Stai așa, nu știu câte cadru. Stai să văd câte cadru. Stai așa, fii atent. S-a oprit. S-a plecat așa. Ata am văzut eu din... Mă auziți? Da. Deci din spate, da? Ata am văzut. Deci s-a oprit și s-a plecat așa. Bă, frățioare. Nu cuțit, sabia scos. Adică... Îl avea sabii pe el? Nu mă, glumesc că este agirez de sus. Deci a făcut așa și a scos un cuțit care s-a desfăcut. Deci el era atâta mâner. Închis. Mâner. Aha, da. Deschis era dum. Băi, ești prost. Băi, deci l-a scos așa. Pac, s-a plecat, l-a scos și s-a întors. Băi, când l-am văzut, ca în desene animate pe călcâie, că veneam foarte tare. Și am pus până pe călcâie așa. Așa. Înțelegi? Am făcut gaură în asfalt cu Adidas și cu tot, deci așa eram, frână pe călcâie.
M-am întors invers și a început să fug. Și el a început să fugă după mine. Băi, frățioră, îți ții desenele animate când e unul un topor și ăla e cu un topor mai mare și când vede ăla care e topor mai mare, gata, ești mai șmecher tu. Stai de cap. Băi, frățioră, băi, da, vezi că acum știi, pare un pic. Băi, și am început să fug. Panică. Băi, am început să fug în partea ilaltă. Eram destul de mult, vedeam pe undeva și pe al meu și pe Florin, da. Care Florin s-a băgat să-i treaba ilaltă, știi, acolo. Da. Bă, fugeam. Bă, și ăla mă fugurea cu cuțitul. Bă, și ca să fie toate bune, m-am și împiedicat. Și ai căzut. M-am împiedicat și am căzut. Și am, deci m-am împiedicat și am căzut pe jos și singura chestie pe care am putut să o fac, știi, încă vine ăla tare în spate, am apucat să mă întorc invers. Și iată-mă pe jos, așa, pe spate, și ăla a venit și a vrut să-mi fugă cuțitul în burtă. Deci, efectiv, s-a plecat și făcea așa. Bă, ești nebun la cap. Bă, n-auzi povestea de... Bă, a fost, bă, frate, bă, frate. Mamă, mi se zbârlește carnea pe mine. A fost la știri. A fost la știri. Adică nu e... Găsim undeva pe o știre, pe net, nu știu, se uită aia de pe la... Bă, ești nebun. De pe la ceacă, pe la antena a fost. La, așa. Deci ăla a vrut să-mi figă ăla în stomac și eu stăteam așa pe spate și doar mă roteam, că el se rotea și îmi vrea să vină dintr-o dată. Și eu mă roteam așa cu lângă el și dădeam cu picioarele. Disper, ca un gândac. Bă, ca un gândac răsturnat. Dădeam din picioare disperat peste lamă. Cam Adidas și tăiat și mi-a tăiat și aveam pantalon scurs cu mama acum și mi-a tăiat și pantalonii cumva. Nu are să mă taie, dar încerca să mă împungă în stomac. Bă, ești nebun. Cu el. Și eu țipam la ăia. Geo, Florin. Ăia nu vedeau cum ar fi, adică nu văzuseră toată. Bă, astea secunde ce vorbesc. Da. Bum, am fugit, m-am tot. Bă, cu tare veniți. Bă, și cum eram jos disperat, nu puteam să mă ridic. N-aveam momentul să mă ridic. Nu știu ce aș fi făcut în picioare cu ăla aproape, că nu știi cum să... E greu să te luți cuțit, dar normal. Nu dai seama, noi suntem... Nepoți. Nepoți. Și eu strigam la aia, mamă, și când l-am văzut pe Florin când vine, bă, venea tare din spate. Băi, îți jur, stând așa jos, m-am îndrăgostit el. L-am văzut venind ca pe Batman. Pe Batman. Iisus. Venind, da, îți dai seama. Venea Florin așa, știi, mamă, zic, Batman. Păi și n-ai strigat care cuțit și dacă venea ce se întâmpla? Eu n-am strigat, că eu am crezut că toată lumea vede lucrul ăsta, că eu stau pe jos și că ăla vrea să mă fingă un cuțit atât. Adică ce să strig? Atenție, are cuțit? Eu am strigat, bă, ajutor. S-a părut că acest ajutor are gen, bă, groasă. Mă, și cam venit Florin așa, ca Batman, îl vedeam și mamă, știi? Da. Am văzut astea? Bă, și când i-a dat un pumnul ăla, croșeu ceva din, și din fugă, bă, a căzut ăla 2 metri și a căzut și cumva lângă gardul ăla de pe trotuarul de pe nordul acolo și niște tufe, cumva, niște buruieni, niște, a căzut acolo. Și Florin a tăbărât peste el și a început să le ia la picioare. Da. Mamă, și m-a ridicat și m-a scuturat așa și zic, Doamne, asta e ceva, Batman. Batman, dai seama, ăsta are curajul ăla adevărat, știi? Da. Florin nu văzuse care cuțit. A zis că mă bate ăla. Da. Știi? Și a venit să-l bată și el. Deci asta a fost unul. N-avea atât curaj cât credeam eu care la momentul respectiv. Și ăla de jos de acolo, din tufă, îl înțepa. Non-stop. Deci Florin lovea în el și ăla îi dădea înapoi. Florin nu simțea de la adrenalină. A luat niște... Băi! ...cuțite până la os. A luat așa. Adică a fost încadrat la spital la LCM-ul, la lovituri cauzatoare de moarte. Pentru că au fost unele atât de adânci în picioarele și în tendoanele lui și... Cât nimerea ăla de jos, că l-a făcea așa, știi, ca disperat. Și i-a băgat cuțitul până la os în anumite din astea. N-a simțit nimic pe momentul ăla. Normal, nu știu, nu simți. Și i-a dat niște cuțite și la un moment dat, din picioarele pe care îi dădea, a văzut că ăla, la al treilea cuțit, la nu știu ce, a fi văzut. Și așa, și s-au prins, s-a dat înapoi așa, ăla s-a ridicat de acolo și iar să ne fugărească. Și iar a început plecat după noi am început să fugim, iară. Băi, ești nebun la... Jur, păi ce să facem? Păi și Geo, cred că te-o certa Geo. Geo, da, am avut iar te-ai dat jos, iar ai venit tu să faci tu așa. Dar ce să, dai seama, băi, era păi prietenul meu. Păi și ai fugit și ai ajuns la Geo. Am fugit și am ajuns la Geo, care între timp îl bătuse pe la rău, care l-a luat și pe ăsta și l-a bătut rău. A, lobu, nu da, că avea cuțit, că alea nu. Ce? Nu mai conta că avea cuțit. Nu, că... l-a bătut rău. Nu, l-a bătut rău și pe ăsta. L-a bătut rău de tot. Și i-a dus la poliție. Noi am plecat, cum ar veni, ăsta, Florin s-a refugiat la mașină și Delia s-a urcat la volan și l-a dus direct la spital. Da, da. Da, l-a dus direct la, și pe aia sau cu poliție, cu aia, cu nu știu cum, cu tare, cu asta, da, a fost ferești. Caz mare. Da, țin minte și acum la acces direct, Delia era în față la spitalul de urgență, domne, cu tare, la un și uite de la ce? De la, probabil de la nimic. Nu știu de la ce, eu nici până ziua de azi
nu știu de la ce s-au luat ei. Dar pentru mine e felul următor. Ăia doi băieți care au venit la club, că ei au fost la club, la masa de lângă noi cumva. Mergeau pe stradă, pe nordul. Dar doi băieți care au fost la club, parcă erau și cu fete și ei nu mai țin minte. Nu mai țin minte nici asta. Dar care au la ei un cuțit atât, e o problemă. E o problemă. Adică nu îmi spui că, știi ce zic, da, ați greșit voi, dar nu eram pregătiți. Da, 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 adică da, da. Cât de mult am greșit noi. Da, cât de rei am venit noi pe un oraș să facem noi. Și hopă, ia uite un cuțit tot ăla. Și ați greșit, dar noi aveam patru topoare la noi și l-am tăiat. Da, spart, știi? Da, da, da. Și mai ai? Da, mai am o grămadă. Bă, dar aici era să mori, bă. Să mor? Doamne ferești, eu nu mai ieșeam niciodată în club. Tu doar aștept o scuză, ce dracu. Tu doar atâta vrei. Eu mai luam un geu. Doi, trei. Tu aștept să-i spui lui Șoarecu, tu o să organizezi o de-asta făcută. Pa, pa, ne-a atacat. Șoare, gata, nu mai mergem nicăieri. Ai văzut ce se întâmplă în oraș? Ai văzut? Uite, da, da. Uite cum m-a zgăriat. Ia uite. Păi dacă muream. Nu mai ieșim nicăieri. Tu nu vezi da. În oraș, ia uite. Ia. Da, da. Poate mă infectez, ia uite. Băi, eu am lucrat în club, bă. Eu am văzut niște din alea din nu vrei, știi? Da, ca în șapte cu sticli în cap, cu de alea. Cu sticla, adică îți spar sticla băgat în cap. Așa, așa era, la Bacău așa era. Da, da, adică da, nu, la Bacău nu știu eu. Așa am văzut niște din alea rele. Adică să vezi când îți vin sportivii ucrainieni de la căminul de sportivi și îți vin la club brigadă de intervenții pentru un băiat cu pistoale, cu tealea rele pe ei. Bă, ești... Nu reprezinți nimic, bă. Adică da, n-ai niciun... Faci? Bă, să scoate pistolul în club, gata, da. Toată lumea jos. Ce da. Faci? Eu spun glume, fac ceva să mă... N-ai ce să faci. Eu vreau să mă consider de treabă, nu, știi? Că nici nu vorbesc română. A, nu vorbesc. Bă, e ucrainien. În Ucraina asta, da, mai am iubit și am ajuns pe locul 3 în Ucraina. Poate am un ordin. E de piciu. E de piciu. Mi-e frică de astea, Doamne ferește. Mi-e frică din astea în mulțimi. Că poți să faci greșeli. Tu poți să faci greșeli. Îi dai lui unul vreun pumn, aiurea, cade din picioare. Orice fac să nu mai greșeli. Dai seama. Nu, nu-i bine. Așa, e omul care el e mai calculat. El știe unde să dea, cum să dea. Să, da, da, da. Știi, să nu cauzezi damage-uri. Da. Au fost niște ani buni și de atunci. Băi, cred, dacă era Florin atunci cu Delia, da, sunt niște ani mulți. Da, ani mulți, da. Dar erai și tu mai panaramă. Acum, dacă s-ar întâmpla... Adică nu erai ascultător, cum ai zis tu, voiai să demonstrezi, voiai să nu știu e ce. E greu, și acum sunt la fel când sunt beat, dacă văd o situație de asta. Păi, dar acum, mă, dacă... Adică mie mi-ar fi, nu știu, dacă te-aș vedea pe tine acum să te bați cu unul și să-l văd și că cumva să simt că e situația ok, că îl să pună, bă, Tomaș băga și îl strează, am băut niște apă. Am venit de dimineața aici, mâncat niște fulgi cu porumb, ce dracu, fulgi cu oblac. Da, bine, adică în situația aia e greu să-i controlezi. Meu, așa și dacă și băut, mi se pare și bă. Îi dau acum și cel mai prost, te bați când ești beat. Nu, da, plus când... că știi cum e, că singurul moment când ai onoare e când ești beat, că altfel... Onoarea o mai dai, dracu, da. Dacă da. Ne ești matol, onoarea. Cum? O dau jos eu. Da, da, da. Da. Frăția. Atunci ți-am amintești toate alea, toate valorile alea, da, clare, da, da, clare da, da. Știi? Onoare, frăție, tare. Brotherhood. Ale, atunci vin. Da. Și trebuie să te mai gândești. Mai las, mă, ci la ăla, e matchmaker ăla. Da. E matchmaker, bravo, mă, ești mai... Da. Doamne ferește. Da, și hai, bun, că asta cu bătăi, zi, mai ai vreo una tare, tare, tare. Tare am pe una când am fost la un club la office la Predeal. Mai e? Când era? Și, nu, mai, și mai e, da. Mai e, mai există acum da. Clubul așa, în Predeal ăla e clubul și acum. Dar era o perioadă când mergeam mai bine și se ducea lumea mai des iarna da. Acolo și se întâmplau lucruri și nu știu ce. Și aveam o masă, trebuie să-i explic oamenilor cumva. Mesele erau așa în pe niște pe nivele. Da, pe niște nivele, pe niște încântat așa. Și noi acolo, da. Da. Și eu aveam o masă cumva aici într-o zonă care era un pic mai ridicată decât acest așa. Da. Și la un moment dat, că eu mă sui pe locuri ca să dansez. Păi cât, na. Că fim atunci și mic, vreau da. Să știe lumea că am ajuns la acolo, știi? Adică să știe lumea, uite-l pe al nostru, știi? Da. Unde e masă? Uite-l pe Codi. Și m-am urcat nu pe masă la noi, că mesele destul de mici la office la Predeal și erau pline de băuturi, m-am urcat pe un blat atât, care există și în ziua de astăzi, care era blatul de la masa de mai jos da. Decât noi. Da? Da. Și fii atent. Deci era așa. Deci eu dansam aici pe blatul ăsta, da? Și de aici începea practic masa unor băieți, da. Care efectiv ajungeau cu capul la blat.
Eu aveam niște ciocate, pentru care îmi pare rău și îmi cer scuze și în ziua de astăzi. Așa. Care ieșeau puțin în afară, vârful ăla de la blat. Și... Stați un pic. Ce trebuie să menționez este că în fața noastră erau niște băieți, pe care nu-i voi menționa, pentru că sunt și niște băieți ok, cu care m-am prietenit în ziua de astăzi. Dar niște băieți răi cu adevărat, mai în vârstă decât mine, adică atunci aveau 40, 42, 45, eu aveam 25 sau ceva. Da? Deci, niște băieți ăia, fești, ăia, așa și da. Așa. Nu, erau 5-6 și nici o fată și nu păreau că se distrează. Și adică nici nu se distrau, știi? Adică și asta e. Bă, deja erau acolo un pic nervoși, știi? Băi, muzica prea tare, ce dracu se întâmplă, de ce dracu... E prea multă lume, da. Da. Și eu, ca prostul, eu dansam acolo, pe blatul ăla, și cu ciocatele l-am lovit pe unul care era dintre ei cel mai rău. Cel mai rău, de departe. Foarte rău. Bă, a făcut niște fapte noi, dacă ți le spun, te îngrozești. Așa. Eu nu știam. Eu nu. A, tu nu știai. Nu știam. A, okay. Nu știam. Păi dacă identificam eu că să ia, stăteam dracu. Nu, nu, mă, tot lansam acolo, știi? Și cu ciocatele, cred că l-am lovit un pic sau ceva, știi? Băi, ce vreau să vă spun, că el la un moment dat s-a întors. Trebuie să dau ăsta la o parte. Deci s-a întors așa, la blat, a desfăcut un butterfly și a vrut să mi-l înfigă în picior. Deci, efectiv, a desfăcut butterfly-ul ăla, l-am văzut. Eu am văzut când s-a întors și când a făcut așa cu cuțitul, hap, l-a făcut și a vrut să mi-l înfigă fix în picior, că eu eram pe blat. Și eu eram, stai, unde e cadrul? Stai așa. Ia-te că mă văd. Ești așa. Mic. Ești mic, bă. Da, ești mic, că eu am trei ori. Uite cum e cecat. Așa. Și am vrut să mi-l fică în picior. Și am făcut așa. Atât, scurt. Scurt. Și el după aia a vrut să... Păi și el vrea să mi-l fică. Și eu dansam. Așa, când aveam fântă. Știi? El făcea așa. Da. Știi? Și eu dansam. Poblat mai repede, că n-aveam nicio variantă, că săream cu piciorul. Că ideea e următoare, eu aveam două variante, ori să sar în spate. Da, că de peste ăștia. Era peste niște oameni și peste masă, masa mea era destul de aproape. Masa mea era aici, destul de... Bună seara tuturor, mulțumesc pentru invitație. Încă mai facem una și mergem. Masa mea era aici destul de aproape și dacă săream, n-aveam cum să sar așa. Era lume până la mine, mă împingea, trebuia să sar cumva peste oameni, ca la concert. Peste oameni și să cad peste masă. Și doar dansam așa repede, știi? Pac, 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 pac. Ăla a încercat să-mi bage cuțitul în picior, efectiv, să mă nimerească în picior. Asta repet, iar, câteva secunde. Mie mi s-a părut că am dansat acolo două melodii, adică așteptam și blues, adică eram, știi? Da, da, da. Ei, a venit Geo, care era acolo. A văzut, normal, dar noi, repet aici, vorbim, n-ara, dacă a văzut... Dacă el era la vreo 2 metri până... Așa, eu am dansat ceva în aia 2 metri, știi? Am dansat. A venit bum la... Cum ar veni la luat așa în brațe, nu știu ce. Și a intrat așa peste ei la masă. Și eu m-am dat jos de acolo repede. Și m-am ascuns între ei mei, știi? Că eu mă și ascund foarte bine, fiind... M-am ascuns. Eu sunt cameleon, sunt de ca aia, știi? Pac, am dispărut. Ninja. Eu am dispărut între ei și abam în spate, știi? Și am rămas la masă. Ia-ți microfonul că mă duc la locul meu. Așa. Ia-te-mi. Așa, și? Și-a venit Geo. Și-a venit Geo, a intrat peste ei, discuții cu tare cu ei acolo, că erau... Dar băi, lați, bineînțeles, că doar ăsta v-am avut, așa? A intrat. Păi dacă i-ai dat cu ciocata în cap... Dar n-am vrut! Păi putea ok, zică, da... Bă, boule! Da. Știi ce zic? Adică, bă, când vezi tuturor așa, și să-ți ținga picioare, adică stai, frate, că n-am, da. Știi? Au vorbit cu tare, cu tare. Și eu stăteam acolo și a venit Geo la mine și a zis, gata, boss, poți să te urci la loc. Ăla s-a așezase tot în același loc, stătea așa. Și eu zic, nu mai urc niciodată, nu mai. Și ce n-ai cum, trebuie să te urci să dansezi, că n-avem, ce facem? Păi zic, nu mai vine, uite, nu mai vine să dansezi, na. Ce faci? Și a zis, nu există. Acum urcă-te la loc, n-am, ne-am certat până acum, zic, n-ai, urcă-te la loc, acum. Și m-am urcat, dar m-am urcat trist așa, știi, adică nu prea m-am urcat așa. M-am urcat, i-a zis eu, bă, urcă-te la loc, să nu creadă ăștia că... Da, și stăteam așa. Dar asta mai plus așa, știi? Adică nu mai vine așa, eram atent. Adică să
să nu... Și ăla stătea chiar aici, așa, știi? Eu tot în capul lui, dar nu mai, nu atingeam și dansam foarte calm, așa, nu mă bucuram, știi? Să nu te credezi nici ăla, că... Da, 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 da. Eram așa, hei... Bă, simțeam că curcotește, nu? S-a enervat. Îngrozitor. S-a ridicat de acolo. Băi, s-a ridicat, s-a întors, s-a uitat la mine așa. Păi și pe aia am mai făcut așa practic un metru la masa lui. Păi și am pis-o pe una, care mai era una săracă care dansa, o fată de la altă masă, nu de la mine. Da, și da. Și-a făcut aia un vânt. Fuh. Și a sărit așa peste niște oameni și a căzut pe masa ei. Masă, cu sticle, da. Cu aia, spart tot acolo. Și a făcut, ce fac? Și a zis în continuare. Și am mai dansat acolo. Am dansat acolo, n-am avut ce să fac. Băi, ești nebun. Am dansat. Și ei au plecat. Da, ei au plecat, s-au enervat, nu știu, și au plecat de acolo, da. Am mai dansat pe de aici, nu pare mai verde. Dar de ce n-ai plecat acasă, vă? Mie îmi place clubul. Foarte mult, nu aș păi, pleca. Și când se întâmplă o din asta, nu strică cheful? Dacă îl taie pe unul din ai mei, plec. Adică dacă îi tăia până la os sau ceva, dacă îi tăiat așa un pic sau dacă putem rezista, mai stăm. Doamne, ferește așa. Mamă, ești fiert, ești nebun. Da, sunt fiert. Mamă. Dar ce nu s-a plăcut cu mine la nostalgie acum? Cum? Ba da, dar mie îmi place de obicei. Vrei să le zici oamenilor? Povestea de la Untold? Da, bă, da. Deci dar eram... și eu tu, că eu am povestit de mai... Deci eram la Untold acum 2 ani. Da. Da. Și eram la masă. Și acum, lângă noi, la masa noastră, erau niște băieți, cred că erau din ce țară erau? Croați, cehi, ceva. Sârbi, da, ceva foarte mari și foarte fioroși arătau. Da. Pe lângă toate aceste ingrediente erau și foarte beți. Da. Și cumva agresivo în mișcări, în priviri, te împingeau. Da, simțeai că cumva o să facă ceva ori cu noi, va întâmpla ceva rău. Cu aia din față, o să verse pe ei, ori cu aia din da, spate. Da, că nici nu stăteau cu paharul, cădea din... Da, da, ceva, adică... băi, simțeai că sunt un butoi de pulbere, știi, da, să da, se da, întâmple adică ceva. Mă așteptam. Și acum, prietenul cu care eram noi la masă, un băiat care e foarte, foarte înalt, ca și mine, așa, Giovanni, mă rog. Da, da, da. Da nu știu da, oamenii. Da, așa, zice, bă, hai să facem o glumă. Și eu când am auzit glumă, zic, a, mă, că nu ne luăm cu ăștia acum, că nu știu. Nu, hai după mine, hai la Codin. Și tu stăteai pe o canapea. Normal. Sus, că era singurul loc mai înalt, vreau să explic. Da, oamenilor. Erai un era pic mai înalt ca noi, un pic, da, nu un mult. Pic, urcat pe tot ce puteam, urcasem pe tot, adică pusesem și un dicționar, adică pe tot ce puteam. Și toată lumea se distra acolo și acum îl văd pe Giovanni, îi luăm mâna lui Codin și o pupăm așa. Și eu și Giovanni. Și acum am văzut că s-o dezlănțuit. Am luat mâna, mi-a pupat-o așa ca da. La naș, ca la gata. Dar tu nici nu știi ce se întâmplă. Nimic. Da. Dar noi suntem într-un spirit de glumă. Da, eu nici nu înțelegeam gluma atunci. Mâna a fost ok. Adică mi-am dat seama că în sfârșit și-au dat și ăștia seama cine e bossul. Da, adică da, am zis, bă, da, pula mea, a durat ceva, frate. Du-te, bă, că tu nu erai. De? Ce faceți, bă, ce aveți? Da, eram. Nici eu n-am înțeles exact gluma. Și am văzut că la un moment dat au venit ăia doi spre tine. Da, 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 a venit unul mare și cu încă unul și a zis, dom'le... Și te-au luat așa de gât. Dom'le, am înțeles cine e șeful aici și noi nu vrem să... We don't want to cause problem. And if it's something, you come, you tell me. You tell me if it's something. Nu, că te-au întrebat, dar cine ești tu? Și ai zis tu că Iisus. Nu mai știu asta am zis. Ai zis, da, Iisus. Păi cum, păi... Adică făceai și caterincă de ei. Nu mai știu, dar știu sigur că m-au identificat de lider și mi-au zis, dom'le, am văzut că e problemă cu tine pe aici și că noi... Că ăștia doi mari. Da, noi ne-am îmbătat și poate mai deranjăm dacă... Trecem, dacă sărim calul, să ne faci un semn. Faci mie semn, să nu dai drumul la treabă, știi? Să nu chemi armatele, legiunile, știi? Cohortele. Și am scăpat de aia, dar să-mi bată aia. Da, dar la un dat o căzut unul peste balustradă, pe acolo, s-a împiedicat, au făcut, dar nu ne-a deranjat. Da, tu ții minte foarte multe detalii, pentru că tu bei mai puțin. Da. Mult mai puțin. Da, mă, și eu să atent la... Na. Da, păi, dacă nu bei, ai timp. Da. Da. Bă, dacă te ai, bă, să n-am parte. Câte povești ai, când prin câte ai trecut. Sunt plin de povești. Prin cât ai trecut? Doamne. Dar hai să ne întoarcem la seriozitate. Da, serios. Așa îi întreb pe toți invitații. Zi-mi un lucru pe care l-ai învățat în ultimii 2 ani. Un lucru important sau cel mai important lucru pe care l-ai învățat în ultimii 2 ani. 3 ani, să zicem. Aha. Sunt convins că am învățat multe lucruri, că cumva am tot felul de experiențe, am filmat, uite, în Spania, cu echipa spaniolă, am făcut niște lucruri din astea.
Și nu-mi dau seama care ar fi ăla cel... Sunt convins că sunt multe, dacă mi-ai dat mai mult timp, da, de gândești. Nu, cel mai important și care da, se raportează da, la maturizare, la vreau să spun un lucru schimbări pe care l-am de percepții. Nu știu dacă mă ajută cu ceva, dar mi-a creat ceva nou. De 2 ani de zile, de 2 ani și 3 luni și 4 luni, am copil. Da. Și chestia asta mi-a adus multe. Na, mi-a schimbat ordinea priorităților în viață. Na. Mm-hmm. A apărut o prioritate importantă, da, care m-a deturnat din altele, care se bat acolo cu alea importante. Deci e clară treaba asta. Și voiam să spun că mi-a apărut o nouă chestie pe care am învățat-o, deprins-o, nu știu cum să-i spun. Am o empatie extraordinară față de părinții copiilor sau oamenilor cu probleme. Da? Da. Înainte, când scria cineva, sunt o mamă și am copilașul, e bolnav, trebuie să-i facem transplant de măduvă, trebuie să... Mă gândeam foarte mult la, bă, săracul copilaș, mă, săracul ăla. Ai și asta, bă, săraca mă, săraca... Da. Bă, dar eu acum, bă, aș face un club al taților de ăla, de suport, da, da, de știi, al taților, da, 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 triști, adică dacă ai vreodată ceva cu copilul tău, îți aduce atât de multă supărare în viață, atât de multă... Da, da, da. Știi? Da. Adică empatizez foarte tare cu părinții. Părinții, când un copil are o problemă, de la jur pe o mânuță până la orice, da? Da. Ceva grav, care... Părinții trebuie... la pământ. Bă, părinții au un tip de suferință care nu ți-o... Adică nu puteam... E logic o gândeai, doamne, și părinții suferă. Nu. Părinții poate suferi mai mult, adică mai mult decât cancerul acelui copil, mai mult decât toată problema acelui copil care, Doamne, ferește să se stinge. Da. Părinții ăia, tot ce s-a adunat acolo la ei, poate să depășească toată durerea fizică și psihică, da, și da, de, da, care a copilului. Deci ai dezvoltat o empatie mai mare, da, vis-a-vis de... Adică tot un fel de învățat, știi? Păi, da, mă, da, nu contează. Dar nu știu dacă... Nu știu dacă mă ajută la ceva. Dar nu neapărat să te ajut. Da. Mai sensibil, mai, da, emotiv și emoțional la o chestie, la o nouă problemă pe care am descoperit și am zis, boss, e groasă cu asta. Adică am simțit-o puternică asta, știi? Da, și mai zi-mi dacă ai vreun regret. Regret? Da. Sunt mai multe tipuri de... Adică ideea următoarea. În principiu încerc să mă autosetez, da, să nu am, să nu regret, să nu am, să zic, bă, cumva asta mă compune, dar sunt 100% lucruri pe care le-am făcut, pe care aș putut să le fac altfel, greșeli pe care le-am făcut, lucruri pe care le puteam face mai bine, pe care nu neapărat le-am făcut greșit, dar da, acum uitându-mă în spate, puteam să fac mai bine, da, da, puteam să fac altfel, puteam să fac nu știu ce. Dar zic, bă, dacă sunt acum cu tine aici, pentru că am chestia asta de aici acum, știi? Da, da. Adică dacă eu sunt acum la tine aici invitat, și știu că m-ai invitat pentru, și pentru că sunt prieten și pentru că sunt simpatic și pentru că crezi că putem face un conținut de calitate. Eu cred că efectiv m-ai invitat pentru asta trei. Adică eu, da, cumva mă gândesc că în momentul ăsta, ca să ajung aici unde eu simt, mă simt, da, bine și mă simt onorat că, da, sunt, trebuia să le fac pe toate. Dar sunt lucruri pe care le-aș făcut diferit, sunt lucruri pe care... Cum ar fi gen ce? Nu puni copilăria și toate, și să nu pun și toate ceva ieșirile, și să nu pun ce regret ce nu ține de mine. Adică regret că a venit pandemia și mi-a oprit filmul. Da, mă, da, normal. Adică regret că nu știu ce. Da. Nu. Ceea ce ține de tine, dar nu pune anii copilăriei, că până la urmă probabil sunt niște greșeli pe care le-am făcut toți. Da. De la 20 de ani până la eu cred că de la 20 la 28, 30 toți greșim. Am făcut în niște, mare parte. Da, am făcut niște, cred că de astea imense, nu, dar am făcut niște. De exemplu, la un moment dat am pus pe story, bă, prost, sunt foarte prost, dar regret treaba asta. Am pus pe story niște cuvinte de defăimătoare la adresa Margheritei de la Clejani. Fata Clejanilor. Da. Bă, lucru pe care îl regret. Nu mai zic, a ieșit o nenorocire de acolo, că mi-a scris maică-sa, mi-a scris, m-a jurat, m-a scris, mi-a cutare, mi-a scris și
așa, eu văzând că scrie, eu, Doamne, eu atunci m-am trezit, că am avut o, știi, ce. Dar ce, ai zis, ce, ai înjurat-o, nu? Nu, n-am înjurat-o, am scris ceva că, nu știu, că a făcut prea multe brațe de stece și că nu-i stau bine, sau ceva de genul ăsta. Dar am făcut și am spus și am scris și a postorii, care e un spațiu public. Păi eu am făcut-o ca un, ca un prost, ce sunt, da, care a uitat că acum două săptămâni, bine, aia a fost înainte, dar acum două săptămâni mi-am pierdut câinele și când am scris pe Facebook l-am găsit în 45 de minute, toată România îl căuta. Adică eu am uitat de puterea asta pe care câteodată mă bazez pe ea, bă, să postez ca să se facă bine copilul ăla. Să strânge bani, să facem lucrul ăsta, să facem, adică îmi cunosc puterea și atunci am scris ca un palintat care zice că vorbea cu tine și cu șase tovarăși. Vorbea în casă, da, tu, da. Uite, mă, spar că s-a exagerat cu opera, sau nu știu ce am scris. Bă, dar nu se face. Și cum să spun, adică nu se face din multe puncte de vedere. Nu sunt instanța supremă. Nu sunt, eu sunt întâmpit care îi plac femeile de la alea fără picioare până la alea operate până la Dumnezeu. Da. Adică și eu plac femeile. Eu să arunc cu piatra, da, eu care dacă înțelegi pe la vreun beții îmi făcea margherita un semn, plecam și nebun la cap, băcea până în Asia să văd dacă a strămutat. Adică, știi, m-am găsit eu ăsta, instanța supremă, prost, fără să mă gândesc că fac rău. Bă, adică cu ce ajută pe cineva chestia asta? Adică sfătuiesc eu, bă, sunt vreo chirurg estetician și spun, domnilor, mi se pare că s-a exagerat, Margherita, un mesaj către tine, vezi că poți să te oprești, poți să mai faci un da, pas mai înapoi. Adică sunt... Da, da, tu ți-ai dat seama că... Da, nu, stai. Tu ți-ai dat seama că ai greșit când s-o scris Mike-sa? Sau imediat după ce ai pus, zici, bă, cred că am greșit-o? Nu, mi-am dat seama la ceva timp când mi-am scris, adică la ceva timp, la 2 ore, nu mai știu când. Că dacă îmi dădeam seama imediat după ce am pus, ștergeam. Da. Nu? Logic, dacă îți dai seama la 3 minute, 6 minute, cât să nu mai conteze istoria, dacă îți dai seama la 6 ore și deja s-a creat fatură, ești în presă, te-a jurat maică-sa și nu știu ce, mi-e o frică de maică-sa de mor, ca să înțeleg. Deci nu... De ce? Boss, bă, în primul rând, mie în viață, mi-e frică de femei. Adică, mi-e frică de asta, de Viorica de la Clejani, de Dana Budeanu, de ce? Oana Zăvoranu, de Oana Roman, mă rog, chiar că sunt prietene cu unele dintre, adică am zis de femei care s-ar putea, adică pentru că nu ai ce să le faci. Dacă vreodată o femeie vrea să facă ceva rău, ce-i fac eu? Păi ce-i fac eu? Dacă femeia aia vrea să-mi pun o ciorbă în cap, ce-i fac? Fug de ea. Adică dacă văd undeva că intră Viorica de la Clejani, mă ridic și fug. Oricine altcineva mă bat, mai am văzut cuțite, am văzut arică, nu știu, sunt... Da, da. Câteodată parcă... A, și de asta ți-e teamă de vreun... Da, pe mine mi-e frică de femei, ți-e frică, de femei nu te poți lua, nici nu te poți certa, zici seama, când te ceartă, mai elegant, să rămân la doamnă, pare rău că cu tarică nu poți să te cerți, nu poți să te bați fizic, băi, cea mai grea bătaie fizică, o femeie care te fugărește să-ți pună o ciorbă în cap sau o cafea, o femeie cu un espresso așa care te caută în București, mă, ce faci? Fugi. Fugi, da. Fugi. Că n-ai cum să-i dai, n-ai cum să te bați cu ea, n-ai ce să faci. Ce să fac? Dau peste expert, adică ce să fac? Poate o lovesc din greșeală și adică mai rău. Că nu i-aș da peste expresul să scap de el, dar o femeie, imaginează o femeie cu un espresso care te fugărește în București. Da, bă, uite, nu m-am gândit la asta. Bă, ce faci? Aia spune, când te văd, spune acest espresso în cap. Și tu zici, bă, nu vreau, uite, nu vreau să mă uzi, nu vreau. Și te faci, zică, că mai degrabă ți-ai un pumn. Da, și atenție, și pe dreptatea ei, adică măcar dar fi o nebună, să zici, bă, o nebună vrea să-mi pună un espresso în cap, oameni buni, nu lăsați, vă rog frumos, alte femei să se bage, nu știu ce. Dar e o femeie, care e îndreptățită, da, mi-ai vorbit urât de fii, mi-a venit să-ți pună un espresso în cap. Sau acasă. Am rămas acasă. Uite cum am rămas acasă. Da, dar nu de-aia regret. Nu. Sincer, regret că nu trebuia să fac. Adică am fost prost. Efectiv, ți-ai cerut scuze? N-am avut oportunitatea. Țin minte că mi-a cerut ei, Margherita. Maică-sa m-a înjurat atât de rău cu alea. Cu... A, te-o bălăcărie cu... Ai de capul tău. Ai de zilele tale cu alea, încât cu ea vorbeam, doamnă, cu tare să rămân. Mai mult așa, cum vorbesc eu când așa. Dar n-am apucat să zice scuze. Dar mi-am cerut, dacă mi-am amintesc bine ei, care i-a reacționat foarte frumos cu, doamne, nu știu cum, dacă așa crezi tu, adică o chestie de aia care m-a băgat și mai rău în pământ, știi? Adică da. Și i-am cerut scuze. Și da, o fac oricum public. Uite, o fac acum doamna Viorica de la Clejani, domnule Ioniță, că și lui e dator scuze, chiar dacă omul a fost un domn și nu așa. Îmi pare rău că am scris o prostie, o mizerie despre fiica noastră, mă plictiseam în casă, am fost un prost și asta e. Adică nu știu ce să fac, îmi cer scuze față de voi, față de ea, de frate, are un frate care și el e
ăsta războinicul luminii, da. Și el, adică e acolo. Băi, eu îmi cer scuze, n-am, adică am fost efectiv un prost. Dacă nu eram, ziceam, dar am fost un mare prost, cum să scriu urât de cineva, orice, și dacă am și dacă n-am dreptate, nu trebuie să, nu sunt eu nici estanță, nici da, nimic. Da, da. Și sunt ultimul om care ar trebui să jignească pe cineva. Sunt și mic și urât, adică băi, să vorbesc eu vreodată de cineva. Dar nici nu contează asta, mă. Mai, ba nu, dacă nici cel mai urât. E greu, adică e nasol. Dar nu e, dar asta e cum definești tu. Dacă eram Adonis, dacă eram Mădălina Ghenea. Erai mai rel un pic. Bă, erai mai relaxat. Da, vezi? Vezi? Vezi. E fix treaba aia. Vezi? Nu, dar asta spun, tocmai de aceea spun. Ăia urât strig urâtul. Da, ăia urât strig eu, da. M-am găsit tu cel mai urât. Nu, mă, nu, dar nu e adevărat, nu, că asta cu urât și cu frumos nu e. N-are ce legătură. Nu contează, îmi cer scuze că am vorbit. Da, ok, asta e frumos că îți cer scuze. N-ar trebui să vorbesc vreodată de nimeni care nu mi afectează mie, care nu mi face mie frumos, așa, n-ar trebui să vorbesc niciodată nimic de rău, ci ar trebui întotdeauna să subliniez părțile frumoase. Și știu că familia voastră a muncit și are părți extraordinare frumoase. Da. Ah, da, n-am învățat mai demult, că asta a fost mai demult chestia. Da. N-am învățat în ultimii 2 ani, mi-ai zis 2 ani. 2-3 ani, da. Bun. Dar nu deci știu asta cred că ar trebui să subliniez tot timpul calitățile oamenilor din jur, că ne lipsește treaba asta și ar trebui să vorbim despre ce calități are ăla și ăla. Și cred că dacă vine vorba de defecte și de probleme și de lucruri, ar trebui să le subliniem și să le arătăm cu degetul pe cele ale conducătorilor, care cumva acolo e o problemă. Ești conducătorul țării, ești prim-ministru, ești un ministru, așa, ești cu tare. Îmi faci rău dacă nu știi ce faci, dacă nu știi, dacă nu te pricepi la jobul tău. Da, da. Dacă intențiile tale nu sunt necurate, acolo ar trebui să ni se permită să stabilim. În afară de tu asta, zici de defecte să... profesionale, nu, de, nu ci țin nu, de aspect. Nu de aspect. Aia așa, da, păi aia zic, da. Dar a spus doar ca idee că acolo aș putea să mai subliniez că să spun de unul că e tâmpit, că e nu știu cum, că e nepriceput la ceva. Da, da, da. Pentru că am niște din astea convingeri din astea politice și este una dintre... Apropo, am vorbit, am vrut să spun asta, am mai spus-o în câteva rânduri, dar cred că nu s-a înțeles. Eu sunt genul de om care îmi exprim convingerile politice și cred că influencerii ar trebui din când în când să se implice. Bă, fraților, așa cum credem noi, adică eu când am fost și am votat acum PNL pe linie, asta am crezut. Eu nu sunt membru PNL, n-am fost nici membru PSD, n-o să fiu nici membru USR, dar cred la un moment dat cred că trebuie să mergem la vot și trebuie să votăm asta una da, dintre clar. Aceste trei partide care există și sunt. Așa, că astea sunt. Cred în anumiți oameni, am crezut în Vlad Voiculescu, de exemplu, de la USR, și mi-aș părut rău că a fost dat jos, dar am înțeles că doamna care a rămas e o doamnă care e extraordinară și e așa. Deci am crezut în niște entități. Cred Rareș Bogdan, care mi este și amic de la PNL, adică am niște oameni în care cred și niște momente în care spun mergeți la vot și dacă, așa, nu atunci, ca să nu se zice că influențez votul, dar spun și cu cine votez, pentru că nu poți să spui tot timpul, bă, aia nu-i bine. Bun, și... Cum e bine? Tu ce faci? Ce crezi? Da. Crezi că... Da, eu cred că toate partidele în general sunt încă nu sunt perfecte și că au probleme și că da, corupția da. Este bine instaurată în fiecare dintre ele. Da. Dar cred că trebuie să mergem la vot, trebuie să votăm tot timpul cel mai mic rău, deci, trebuie să credem în niște oameni. Da, tu subliniezi că mai mult să aduci și în fața oamenilor părțile bune. Asta o dată, da. Asta e o și, concluzie. Și să arăți faptele, gen, ce consecințe pot avea anumite fapte. Da, 100%. Și să te gândești întotdeauna ce poate... Că defectele sunt cel mai ușor de văzut. Normal. Și plus că să te gândești scos în față. Dacă tu rezolvi ceva cu aia, faci da, foarte rău unor oameni, faci da, ceva, da. Faci bine cuiva, se întâmplă ceva, nu se întâmplă nimic. Da. Nimic bine. Da. Dar am vrut să subliniez și de chestia asta politică, că de curând am pus o poză de la din curtea unui prieten unde am filmat Miami Beach. Așa. Și chiar acolo, în toată curtea, e curtea care apare cel mai des în film, da. S-a făcut un sediu PNL al diasporei din toată America întrunită. Nu prea mă pricep că nu sunt așa. Și a făcut-o prietenul ăsta al meu. Și a făcut sediu PNL și toată curtea aia. Și casa aia e sediu PNL America. Așa. Diasporele întrunite din Chicago, de nu știu unde. Și am postat chestia. Doamne, te bagi în politică. Bă, oameni buni, eu nu mă bag. Aici chiar am subliniat că s-a întâmplat ceva, că a devenit sediu de partid unde am filmat întâmplat, noi, da. Știi? Da. Dar, da, întotdeauna când cred în oameni, adică vin și vă spun, bă, cred în ăștia. După aia vin și spun, ăla e un idiot, nu face nimic. Adică,
subliniez problemele. Da. Cred că ar trebui să vorbim despre asta. Cred că ar trebui să, să ne implicăm mai mult. Da. Știi? În, că tot timpul zicem, domne, cu tare vrem schimbare, vrem nu știu ce. Unde e schimbarea? Că dacă, dacă te pun pe tine și pe mine acum să candidăm la ceva, să zicem, bă, hai să schimbăm. Bun, spic, ești un băiat bun, empatic, cu tare, cred în intențiile tale bune. Hai să fii tu, nu știu, primar la sectorul 1 și eu primar la sectorul 2. N-am... Și cât are primarul? 2500 de euro. 3000 de euro salari. Da, pe lună. 2500, 3000. Nu greși. Da. Păi vezi că ne mutăm amândoi de acasă de unde stăm. Adică, nu, bă, în momentul ăla ne facem bagaj. Hai, hai femeie, că am câștigat. Ce, ai pierdut? Ai zis că ai pierdut primaria? Nu, am câștigat, ne mutăm, am retrogradat. Deci ne mut la cap, ne-a sărit, ne-a scăzut salariul. Adică e greu, e greu fără să te implici. Să zici, bă, să fie lucrurile bine, să nimeni să nu fure totul, să fie ok. Bun, și care sunt cei mai buni oameni în țară? Ăla. Nu am zis că suntem noi, dar măcar suntem ok. Bă, ăia, vreți să intrați? Nu, avem salarii, avem 20.000, sunt CEO acolo, ăla are 30.000, acolo. Avem cum să intrăm noi. Politică și în salon. Dacă te dedici și îți place cu adevărat, eu cred, sau în cazul, în majoritatea cazurilor, dacă ai niște intenții. Asta e. Înțelegi? Asta e. Ori trebuie să-ți placă extrem de mult. Da. Adică să fii fier pe treaba ori asta. Ori trebuie să-ți placă, ori trebuie să ai niște intenții din astea, niște, un complex de ăsta al samaritanului. Da. Adică chiar să zici, bă, vreau să vin acolo și nu mă interesează nici salariul, nimic, vreau să fac bine. Vreau să vin, nu se mai poate, uite, unde trebuie să fiu, la transporturi, să fac autostradă. Bă, vreau să mă lupt acolo cu buget, cu aia, să realizez. Da. Știi? Adică să ai o chestie de asta. Aha. Și de aceea cred și am mai spus-o în nenumărate rânduri, și e o chestie care o să o repet de câte ori se poate, eu cred că în funcțiile importante și în cât mai multe ar trebui să fie oameni cu bani și care au bani deja, care nu sunt acolo, nu ca să facă elimina bani. Foamea, nu mai au foame. Da. Deci oameni cu bani și oameni cu o anumită vârstă. Că nici dacă au foarte mulți bani, dar au 28 sau 32, încă s-ar putea să mai aibă foamea. Culmea, deși au 2 miliarde, să zic că fac 15 mâine. Mă duc, mă bag cu Bezos, nu știu unde s-a. Dar un om care are... am spus totdeauna, am crezut și îmi pare rău că nu s-a întâmplat niciodată asta, am crezut în domnul Țiriac. Adică eu cred că Ion Țiriac, la venerabila lui vârstă, dacă candida ieri sau acum 10 ani sau așa, eu l-aș fi votat cu două mâini. Eu nu cred că acest om, care a făcut și mult bine în viața lui, știu eu, pe lângă, dar știu să facă și bani, a fost antreprenor, eu nu cred că el conducea în vreun fel, în orice funcție lua el, că era primarul capitalei, că era președinte, prim-ministru. Da, ceva mai de impact decât președinte. Eu nu cred că el zicea, am 7 miliarde, fac 8. De la un punct încolo, ca și bani, bă, nu mai contează, bă, banii. Nu mai contează banii și nici, adică, cum să spun, apropierea morții, știu că sună lugubru, dar apropierea morții, pe care toți o simt, adică eu o simt într-un fel, dar apropierea morții, îmbătrânești, încep să zici, bă, stai puțin, alte lucruri contează în viață. Da. Să lăsăm în urmă, să lăsăm, să fie dreptate, să fie bunătate, să ajutăm pe cineva. Deci de-aia zic, eu cred că eu aș fi votat cu două mâini pe domnul Țiriac. Dar nu cred că nu intră, are un motiv de nu să bagă în din astea. Adică nu... Mă rog, nu știu. Sau poate nu-i plan, la masă. Poate nu-i place. Motivele sunt, poate să fie alea clasice. Motivul numărul unu, intri în cocină, te mănâncă porcii. Da. Adică ai intrat acolo, tu cu intenții, cu tot așa și ți se spune, știți, n-aveți nicio șansă ca independent. Haideți, la ce partid vreți? Păi n-aș vrea să mă asociez cu niciunul din ăștia, că toți, adică în fiecare sunt niște mere stricate de put îngrozitor. Da. Păi da. După aia mai vin serviciile, zic, știți că nu știu ce, și avem și asta și o problemă care trebuie să o rezolvați. Stai că, adică... Da, știu. Deci e și asta o problemă. Și asta e o problemă, dar eu, sau poate că nu o simte, poate unii oameni nu sunt... Poate nu simte, nu cunosc, dar eu am spus doar, am dat un exemplu, care cred. Da. Pentru că al doilea exemplu pe care l-am mai dat și l-aș da și acum este taică-miu. Da. Care are o vârstă, are niște bani. Bă, el dacă ar fi la, nu știu, la sectorul 3, la nu știu, unde vreți voi, la Bacău. Da. Dacă ar fi primar, ce, bă, el n-ar mai avea decât o ambiție. Bă, las Bacău ăsta, îl fac ca Oradea, să îl trec pe harta. Fac aici, se întâmplă ceva, nu știu, pe mine mă pomenesc ăștia. Bă, îmi construiesc ăștia o statuie, dar nu fură banul. Fiecare om vine și pune dalta. Da. Bă,
iese strâm, dar e a mea. Da, 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 da. Adică n-ar avea decât o ambiție de genul ăsta. N-ar avea ambiție să mai... Să ce? Stați un pic că nu sunteți foarte bine plătit. Nu mă interesează. Cât am salariu? 2000 de euro, 1800. Să doneze partea aia acolo. Și eu vin aici la dimineață până seara și încerc să fac ceva. Da, să rămână ceva. Adică cred în astfel de oameni. Cred în oamenii care l-au potolit pe a avea și îl mai doresc pe a fi. Cred în ăștia. Știi? Ăsta e titlul. Pentru că sunt foarte mulți dintre ei, întâi sunt cineva, dar n-au nimic. Și atunci el a devenit primul ministru al României, atunci ai auzit de el, nu știu cum, a devenit un brand, un nume, un așa, dar el nu l-a potolit pe a avea. El n-a avut niciodată. Da, și e greu. E greu să-i spui. E greu, mă, și știu. Și ai un salariu mic, dar vei rămâne așa. Stai un puțin, că copiii lui Codin merg la școli private. Și ai mei vreau. Copiii lui Codin la universitate afară. Și vreau și ai mei. Adică lucruri aproape normale și cinstite. Nu vorbesc că vrea miliarde, un iaht și să-i cânte salam pe iaht la Santor. Da. Nu vorbesc de oameni normale acum. Nu mai vorbim de niște exagerări. Da. Păi niște oameni care zic, bă, dar eu cum să n-am? Eu sunt ministrul economiei și am toate contractele astea, miliardele astea în pix. Cum? Dar dacă el l-a potolit pe a avea, va lucra doar la a fi în continuare și a fi cineva. Țiriac pe a avea l-a potolit. De mult, cred. De mult. Și sunt mulți care l-au normal. Potolit pe a avea. Și îl potolești, ți-ai zis, în momentul în care ai o anumită sumă și în care ajungi la o anumită vârstă care îți dă o înțelepciune și apropierea de moarte care îți dă o chestie, bă, gata. Pentru că sunt oameni care îl potolesc pe a avea și la 10 milioane de euro, care nu înseamnă bani mulți în multe medii. Înțelegi ce spun? Oamenii de afaceri nu înseamnă ceva așa, da? Uitați-vă în topul Forbes România, cât sau 10 milioane. Mulți. Nu știu, cred că nici nu mai sunt. Cred că ultimul e de la 50 sau nu știu cum dă. Mă rog, ideea este că un băiat cu 10 milioane de euro sau cu 2 sau cu 1, dar care are 65 de ani și are 1 milion de euro pus deoparte, ăla zice, știți, domnul ministru, că așa și 100 de milioane la noastră. Nu mă interesează. Am 1 milion curat, alb, pe care copiii mei poate să-l cheltuie, pentru că ăla 100 de milioane trebuie să-l ascult cu niște interpuși, cu niște băieți care după aia nu mai am răspund la telefoane. E greu, să-ți iei curul, mă duc și ca faimă, mă duc și la pușcări. Am 1 milion de euro, tragi pe dreapta, albi. Da. Nu mă interesează nimeni, nu mișcă nimeni. Eu am 65 de ani, copiii mei, ăștia milionul pentru copii, eu oricum vreau să mor aici la birou și să fac lucruri. Da, așa. Și? Adică a-l satisface pe a avea, poate fi și cu 1 milion. Da, nu trebuie să fii miliardar, super, ultramilionar. Nu, niște băieți care au avut, au fost în toată lumea, au mâncat tot ce și-au dorit. Au făcut tot ce se poate face, da. Din lucrurile simple, normale. Că dacă un băiat care visează numai jeturi și numai diamante și astea la mâna soției și la gâtul, nu știu cum, ăla e un băiat cu probleme și nu știu ce. Dar un băiat normal, dar e normalitate să călătorești. E normalitate să mănânci bine. E normalitate să-ți trimiți copiii la școli bune. Da. Da, așa e. Da. Noi despre asta vorbim. La Fundația Metropolis, fundație pe care au înființat-o părinții mei, spunem că e lumea în care binele este firesc. Asta este motto-ul. Adică, păi, normalitatea binelui. Nu e ceva extraordinar. Binele e o normalitate. Da, binele este efectiv firescul situației. Da, da. Da, nu e invers. Zici, bă, știi că ai observat că am ajuns acum să ne bucurăm când cineva când face un bine, vorbește un bine sau vorbește frumos sau când te salută. Și, uite, domnule, un băiat e sau n-a. Da, bă, așa ce a făcut? Păi uite cum ne-a vorbit. Așa e normal. Firescul e ăsta. De la ăsta trebuie să vedem dacă e un om deosebit în sus. Doar că a intrat aici în sală și ne-a salutat. Era normal. Că nu eram aici, el a intrat. Da. Nu, că o închidem, că ăștia adesea s-au plictisit. Adică gata. Acum numai noi suntem. Suntem noi. S-au culcat oamenii, acum gata. Au închis sau asta, au zis că văd a doua zi și nu i-a ajuns niciodată, că iau de la început, de la... Nu, zi ceva, de final, nu știu ce răbdă. Ce să zic? Sau închidem sau mai stăm, că eu îți povestesc aici încă 2 ore. Mai stai, povestești ce vrei. Ce ai vrea să știi? Păi da, vezi că am aflat că te-ai certat cu femeia și că-ți pari rău. Că ai face lucruri extraordinare la spitale, că... Asta cu spitalele o știa lumea. O știi, da. N-am povestit așa, n-am intrat în ea. Că cu filmul, cum ai făcut banii, cum i-ai pierdut. Cum era să mori? Da. Cum... Bună. Era să mori, bă. Da. Așa? Cum... Care-s viciile? Care-i mâna cu vicii? Care-i așa? E bine, suntem bine. Da. Pe final trebuie să vă spun o chestie scurtă, este că
pentru cine nu știe, noi avem o inițiativă, se numește Spitale Publice din Bani Privați, la care mă ajută și Ștefania și Spic și Bendeac, care a donat o grămadă de bani pentru treaba asta. Și noi acum lucrăm, avem front de lucru la Fundeni și la Piatra Neamț. Și la Piatra, și la Piatra Neamț, da. Avem acolo acum început cu băile, după aia o să facem un lift pentru secția de infecțioase, pentru targă, că nu există. După aia o să facem și al treilea proiect la Piatra Neamț, o să facem pediatria. Vrem să mai mergem, am un plan de Cuci, Călărași, Curtea de Argeș. Mamă. Și încă unul care îmi scapă. Vreau să merg la aceste spitale și să văd care sunt problemele lor și să le încerc să le rezolv. Deci voi mai deschide în anul ăsta câteva fronturi de lucru în câteva spitale. Rugăm două lucruri. Managerii, dacă urmăresc sau dacă cunoașteți un manager de spital, poate să-mi scrie pe Instagram sau pe Facebook mie, da, și să-mi spună că își dorește ca noi să facem o vizită la el în spital și să rezolvăm o parte din probleme. Da. Suntem deschiși, deci oamenii trebuie să știe lucrul ăsta. Să nu-mi scrie, îmi scriu foarte mulți, hei, la noi în Craiova e o problemă. Îmi pare să cumva să ajungă la managerul de la Craiova, da, și da, el la... trebuie să-și dorească. Nu cred că eu nu pot să mă duc să ajut o bătrânică să treacă strada dacă nu-și dorește. Da, așa. Eu nu pot să mă duc la Craiova, nu cunosc pe nimeni, ba la ușă, bună ziua, sunt eu, o fundație și vreau să vă refac, să vă renovez, dacă ei poate nu-și doresc, poate, nu știu, ce interese, ce se întâmplă. Da? Deci avem nevoie ca managerii spitalelor să ne contacteze pe noi. În rest, Fundația Metropolis o găsiți pe Instagram, o găsiți pe Facebook, o găsiți peste tot, ne găsiți acolo, avem și un număr de SMS la care puteți dona. Avem, da, dar ăla mai funcționează, că mie mi-a... 845. 845. Cu textul facem. Ți-a 2 euro pe lună. Da. Cu care noi asta facem. Fundația are mai multe scopuri, avem un orfelinat pe care părinții mei l-au construit acum 20 de ani, și în care... Da. Trăiesc și așa copii. Deci noi ne ocupăm de copii în București, pe strada Săbăneni 47-53 este acest orfelinat. Și mai nou, de câțiva ani, de renovarea spitalelor de stat. Asta e foarte tare. Da, îmi doresc cândva și eu să ajung în toată țara. Să ajung în toată țara, clar. Dar îmi doresc cândva și eu lansez asta aici la tine, ca cândva, nu cred că mai am energia să o mai fac eu, dar să mă parteneriez, să fac cumva un adăpost de animale. Adică, da, clar îmi doresc și cu bătrâni, clar îmi doresc și cu educație, clar îmi doresc cu tot, dar îmi doresc cândva să fac și ceva. Tu și ai mulți, ai căței, ai toate astea. În curte. În curte, da. Dar nu mai am, n-am unde au răpute căței construite. N-ai unde să-i ții pe toți, da. Mi-ar plăcea să fac ceva și pentru animale. E un vis al meu, nu mai pot să-l menegeriez, poate l-aș putea menegerea doar ca fundația să strângă bani și pentru asta și altcineva să fac. Da. Să strângă. E complicat. Sau să mă alătur unul care fac deja. Să mă alătur și eu. Aha. Foarte tare. Mi-ar plăcea. Bă, îți mulțumesc. Și eu ție. Mulțumesc. Chiar a fost... A fost tare, da. Eu de obicei când filmez cu oameni, cu majoritatea care vin aici, am o chimie așa, îmi dau seama că, bă, trece timpul extraordinar de repede. Da. Și cumva uit ce e afară, urcă e întuneric aici, urcă e toată treaba așa. Nu, dacă merge povestea, merge. Da, trece timpul, da. Corect. Așa e. Se gata. Comprat. Hai, da. V-am pupat. Pa. Unde e camera mea? Să mă urmăriți pe YouTube. Subscribe, pe Instagram, pe Facebook. Am blog. Am hai de toate, bă. Follow, subscribe asta.